Așadar, echipa mare se poate pregăti la această bază. Va fi cel mai bun teren hibrid din România, de departe. Cum sunteți? Sunteți mulțumit de cum arată? Nu mi-a trecut prin cap vreodată că o să-mi plac așa de mult să văd cum crește iarba. Eu sunt născut într-o zonă în care e mult asfalt, să văd așa atâta iarbă și cât de frumos arată, mi se pare super. Veneați zilnic să vedeți evoluția acestei baze? N-aș spune zilnic, dar săptămânal în mod cert. Vinerea e zi de șantier. Care a fost costul? Care au fost investițiile pentru această bază? Deocamdată am investit în jur de 2 milioane plus costul terenului, care este încă de 3. Mai avem cam încă 1 milion, 1 milion jumate de investit în partea de vestiare, sală de forță, recuperare, tot ce este nevoie. Dar mai avem încă niște formalități birocratice pe care trebuie să le îndeplinim până când ne apucăm de construcție. E de departe cel mai bun teren posibil. Vor fi juniorii, vor fi chiar lângă echipa mare. Ei vor putea, juniorii de performanță, vor putea să-și vadă idolii jucând lângă ei și antrenându-se lângă ei. Va fi o atmosferă care, din punctul meu de vedere, este mai mult decât propice idei de performanță. Baza Coresi este gata și ea? Baza Coresi, noi o vedem în principal pentru sportul de masă. Și acolo am terminat, sau suntem aproape să terminăm toată partea de infrastructură sportivă. Și acolo tot anumite formalități birocratice ne împiedică să începem să dezvoltăm și zona de recuperare, zona de vestiare, zona de cabinete medicale și tot ce mai avem nevoie. A fost greu tot acest proces de când v-ați implicat? Nu greu, frumos. Da. Frumos e, din punctul meu de vedere, este un lucru care trebuie făcut. Am hotărât că o să-l facem noi la Rapid. Ce înseamnă pentru acest club? Iată stadion nou, baze în care se vor pregăti. Pare că totul merge pe o linie foarte ascendentă, să spunem. Da, toate lucrurile par la locul lor. Cel mai frumos stadion, cea mai frumoasă echipă, cei mai frumoși suporteri, da, performanțe, posibilități materiale ca să mergem înainte. Doamne ajută, pare cel mai bun moment posibil. Sperăm să continuăm în felul acesta sau poate chiar mai bine. Ați intrat în fotbal de ceva timp. Cum ați putea descrie? Îmi face plăcere să fiu lângă, să mă ating într-o oarecare măsură de entuziasmul tinerilor ăsta care este în jurul meu. Sigur, am și eu copiii pe lângă, îmi face plăcere să stau împreună cu ei, îmi face plăcere să stau de vorbă despre tot ce se întâmplă, chiar și despre zona economică, cum se poate face mai bine, cum putem să dezvoltăm, cum putem să ne creăm o fundație, chiar îmi face plăcere. Considerați că ați făcut o alegere bună de a intra în fotbal? Este profitabil? N-am făcut o alegere în funcție de profit. Din punctul meu de vedere, este în mod cert o alegere cât se poate de bună. Este o implicare socială care era obligatorie și sunt absolut convins că și din punct de vedere financiar nu va fi neapărat o pierdere. Care au fost reacțiile familiei dumneavoastră, prietenilor, apropiaților, când le-a spus că intrați în fotbal? Da, am avut oarecare semne de întrebare din partea unor prieteni, spunându-mi că acolo este un climat mai puțin fericit, poate că nu e neapărat locul în care să-ți desfășoară o activitate, cred că greșesc. Din punctul meu de vedere, este mult mai bine decât m-am așteptat. Ce ați vrea să realizați în 5 ani de zile, de exemplu, în fotbal, pentru Rapid? Nici n-aș vrea să spun. Sunt atât de multe care consider că ar trebui făcute, încât mie și aș putea să par prea arogant dacă le-aș spune. Cum este în Giulești atmosfera? Cea mai frumoasă din țară. Asta o știți și dumneavoastră, o știe toată lumea. Familia, am văzut că vine. Da. Familia dumneavoastră îi place foarte da, mult acolo? Inclusiv soției i-a plăcut. Nu m-am așteptat, dar i-a plăcut foarte mult și m-a rugat frumos să o mai iau. Și o să o iau cu mare plăcere. Și am avut și mulți prieteni care au venit împreună cu familiile. Da? Începe să fie o atmosferă care să fie cu adevărat propice și idei de familie. Ați primit mesaje de la patronii sau alte nume cunoscute din fotbal care să vă felicite pentru această alegere? N-am primit prea multe mesaje deocamdată, nici nu mă aștept. Nu cred că nu este o așteptare din partea mea în clipa de față să primești totuși niște mesaje de încurajare din partea unor competitori. Dar sunt absolut convins că și alți oameni de afacere vor experimenta posibilitatea de a investi în fotbal și de a duce mai departe ceva ce e deja început.
cum trăiți meciurile copiilor dumneavoastră? Joacă și ei fotbal? Pe ce posturi joacă și cum le trăiți? Cel mare e fundaș, cel mic e mijlocaș, cel puțin la fel de intens ca și meciurile echipei mari. Da? Le place? Le place groaznic de mult, da. Le place groaznic de mult și mie îmi face mare plăcere că lor le place. Visează și ei să ajungă la echipa mare, să ajungă la Rapid? Toți copiii care intră pe un teren de fotbal visează să ajungă la echipa mare. Indiferent dacă sunt talentați, indiferent dacă nu sunt talentați, indiferent dacă sunt ambițioși sau nu sunt ambițioși, este principala ancoră prin care poți să scoți copilul din fața calculatorului și să-l aduci la sport. Dumneavoastră visați la titlu în anul centenarului? Eu nu visez la titlu. Eu sunt convins că Rapid, în viitorul foarte apropiat, va reuși să obțină titlul de campion ai României. Ce înseamnă viitorul apropiat? Maxim 2 ani. La anul, cum vi se par șansele? Maxim 2 ani. Cum este colaborarea cu Victor Angelescu, cu Daniel Nicolae, cu Adrian Mutu? Eu mă întâlnesc mai mult cu Victor și cu Nico, mai puțin cu Adrian, pentru că nu sunt implicat în activitatea de zi cu zi a echipei mari, dar spuneam că îmi face mare plăcere că îmi dau din entuziasmul lor. Mi-aduc și eu aminte de cum eram când aveam 30 și aproape 40. Vă transmite așa, nu știu, anumite cerințe pe care le are Adrian Mutu? Da, cerințele lui Adrian sunt oarecum previzibile, deci nu e un lucru care să ne uimească. Și sunt normale și, din punctul nostru de vedere, de cele mai multe ori sunt și îndeplinite. Care este visul cel mare al lui Adrian Mutu? V-a spus? Pot să-l bănuiesc, ideea de a deveni un antrenor la fel de cunoscut cum a fost ca și jucător. La ce alte sporturi vă uitați? Ce vă pasionează? Mie îmi place mult. Îmi place mult tenisul și normal că îmi place handbalul pentru că am jucat și eu când eram tânăr. Mai jucați tenis? Tenis joc în fiecare zi. Aproape în fiecare zi încerc, începând cu ora 6 după amiaza, încerc să am 2 ore de tenis. Ați jucat și cu Daniel Nicolae? Am jucat și cu Vasile Maftei? Am jucat și cu Daniel, am jucat și cu Vasile. Vasile joacă mai bine decât Daniel. Deci se descurcă și aceasta? Se descurcă, așa am și întâlnit. I-am întâlnit pe terenul de tenis. Aveți un model de patron, să spunem așa? Da, îmi place foarte mult ce au făcut cei de la Salzburg. Deci modul în care s-au descurcat, modul în care ei au fost capabili să schimbe fața fotbalului din Austria. Eu cred că Rapid poate să fie pentru Liga României, cam ce a fost Salzburg sau ce este Salzburg pentru Austria. Ați intrat vreodată în vestiarul Rapidului? Niciodată. Niciodată. Nu cred, nu mă simt binevenit acolo. Nu cred că e locul meu acolo. Acolo ei trebuie să sărbătorească rezultatul unui meci. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, vă spune Mihai Mironică, bine ați venit aici pe Pro Arena la ora exactă în sport. Am început această emisiune cu interviul de 10 în care l-am ascultat pe acționarul Rapidului, Dan Șucu. Vom comenta declarațiile făcute de domnia sa în acest interviu oferit în exclusivitate. De asemenea, vom discuta în emisiune despre a treia înfrângere consecutivă pe care Universitatea Craiova a suferit-o de această dată la Pitești cu FC Argeș. Sunt 3 înfrângeri consecutive în care Craiova nu reușește să marcheze vreun gol și deja Mirel Rădoi a început cu amenințări la adresa tuturor în conferința de presă care a venit după această partidă. Vom vedea și declarațiile foarte tare pe care Mirel Rădoi le-a oferit în această conferință de presă. Tot în emisiune vom vorbi despre decizia patronului echipei FCSB, Gigi Becali, de a titulariza, de a trimite pe teren titularii la returul cu Silkeborg de săptămâna viitoare, joi seara de la ora 22, pe Arena Națională. Asta, desigur, după umilința pe care FCSB a trăit-o în Danemarca, înfrângere cu 5-0 în compania acestei formații Silkeborg, fără vreun trecut deosebit în fotbalul european. Și tot în emisiune vom vorbi despre declarația oferită de directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță. Avem imagini de la plecarea lui, a lui Edi Ordănescu, către tragerea la sorți pentru preliminariile campionatului european. Mihai Stoichiță, cu ocazia acestei plecări, a spus că nu este mare diferență între naționala noastră și cea a Ungariei și de aceea își dorește să cădem în grupă cu Ungaria în preliminariile campionatului european. Despre aceste lucruri, despre multe alte subiecte, voi discuta împreună cu invitații de astăzi.
jurnaliștii Daniel Nanu și Alin Grigore. Salut, bine ați venit! Bine, te-am găsit! Bun, l-am ascultat pe Dan Șucu în debutul acestei emisiuni și noul acționar din acest sezon al Rapidului vine cu o declarație foarte îndrăzneață. El spune, sunt convins că Rapid va fi campioană în viitorul foarte apropiat, și atunci când colega noastră Carmen Dumitru i-a cerut să detalieze ce înseamnă acest viitor foarte apropiat, așa, pe o durată scurtă, să zicem, a zis că în maximum 2 ani. Deci ori în acest sezon, în sezonul centenarului, ori în sezonul viitor, estimarea lui Dan Șucu este că Rapid va fi campioană. Daniel Nanu, cum ți se pare această promisiune a lui Dan Șucu? La momentul actual, chit că clasamentul m-ar contrazice, mi se pare cam optimist, cam prea optimist. Dacă însă vor mai, și probabil că vor mai veni transferuri importante, s-ar putea să se întâmple lucrul ăsta. Dacă, de exemplu, Dan Șucu... Mai ales perioada cenușie prin care trec celelalte teoretic contracandidate, eu știu, mai puțin, iar mă întorc la momentul prezent, mai puțin Faru, nu? CFR-ul, de FCSB nu mai vorbim, de Craiova vom vorbi, nu? După asta. Dar ar fi imposibil. Dacă Dan Șucu a oferit deja 2 milioane de euro pentru capitanul celor de la FCSB, Florinel Coman, se pare că acolo sunt niște, cel puțin din partea lui Dan Șucu, există această dorință de a urca nivelul Rapidului, de a trece la nivelul acesta spectaculos de achiziții și implicit de întărire a lotului echipei. Bine, e mai greu, e ușor să spui, știi, de la sume, să le spui, decât să le oferi. Pentru că până acum, ok, a venit Dan Șucu, a venit cu un plus financiar, dar n-avem cu un plus financiar pentru un jucător, să cumpere un jucător pe bani foarte mulți, cum îl dăm exemplu în momentul acesta, din nefericire aș spune pentru FCSB, pe Gigi Becali, care bagă mâna în buzunar și dă bani în stânga și în dreapta, e adevărat, de multe ori fără nicio logică, dar Dan Șucu n-a făcut nici măcar un transfer cu nume, cu bani mulți, să zici, băiatul ăsta a venit și chiar bagă bani. Este adevărat că e foarte bine că a venit la Rapid să ajute clubul, dar cred că a căzut și el în capcana asta a patronilor din fotbal românesc, care se avântă să spună că gata, în 2 ani luăm titlul. Nu cred că poate lua titlul în 2 ani, pentru că la Rapid sunt multe lucruri de pus la punct și a început foarte bine cu o bază de pregătire, pe care, de fapt, două baze de pregătire, ce știu, a făcut Dan Șucu. Trebuie să pună la punct și centrul acela de copii juniori, care înțeleg că este pe o pantă ascendentă, dar trebuie să ia pas cu pas. 2 ani cred că este un pic cam prea puțin pentru Rapid, pentru că dacă ne uităm și pe lotul de jucători, Rapidul nu are 18 jucători, să zici că au un lot fabulos, au rezerve care pot intra oricând pe teren și pot face diferența. Nu au un lot atât de valoros. În afară de Săpunarul în apărare, nu văd pe altcineva care să țină apărare, și mai este Junior Moraes, dar amândoi trebuie să ne gândim că sunt destul de înaintați în vârstă și cred că sezonul viitor cam stop, știi? Da. Vine această declarație a lui Dan Șucu și în contextul în care Rapid tocmai a pierdut cu ultima clasată, Chindia. Chindia nu visese pe nimeni în acest sezon în campionat și iată vine această victorie. Și vrei să spun ce, a pierdut destul de clar, inclusiv bine, în teren. Să... Și vorbim s-a admitit de acel gol care a fost anulat corect Rapidului. Da, dar n-a făcut un meci foarte bun Rapid la Ploiești, cum nu făcuse tot la Ploiești contra Petrolului, nu? Era nu doar ultima clasată, dar era echipă fără victorie în actualul campionat Chindia. Deci când pierzi în felul ăla, eu repet, mai ales la ce te așteptai de la meci, i-au pierdut destul de clar. Da. Apropo de... te rog, Alin, vrei să aici mai adaugi? Aici mai este ceva de completat, pentru că noi fiind aici, știi cum e, Rapidul vinde, FCSB-ul vinde mai bine, dar aici trebuie să evidențiem și antrenorul pe antrenorul celor de la Chindia, care, Toni Petrea, chiar este un antrenor foarte bun, spre surprinderea tuturor. Toni Petrea și la FCSB era un antrenor foarte, foarte bun. Doar că în spate era cineva care nu lăsa să fie de bun. Dincolo de faptul că Gigi Becali își arogă ia multe dintre deciziile tehnice chiar de la FCSB, totuși Toni Petrea a terminat pe locul al doilea în campionat. Asta înseamnă ceva, apropo, și de valoarea lui, felul în care a pregătit echipa pe parcursul sezonului. Din informațiile jucătorilor de acolo, care spun că
Tomi Petrea făcea niște antrenamente foarte bune, în sensul că le făcea compacte, nu te punea, nu știu, doar să alergi sau doar să faci cu mingea. Făcea niște antrenamente plăcute, în sensul în care te și dezvolta ca jucător, nu doar hai să mergem și la antrenament să ne distrăm, cum fac alți antrenori acum prin Liga 1. Oricum este impresionant, am văzut și imaginile de mai devreme pe parcursul interviului, este impresionant ce reușește Dan Șucu în ceea ce privește investiția în junior. Se vorbește foarte mult despre faptul că este necesară o investiție cât mai mare în ceea ce privește copiii juniorii. Sunt foarte mulți copii care sunt atrași acum la Rapid și Rapid poate să crească și din punct de vedere al popularității. Într-un moment în care Dinamo este într-o cădere abisală, iar la FCSB există această schismă, FCSB, CSEA, Steaua, Rapid poate profita și să devină, chiar ei în momentul acesta susțin că sunt cei mai populari, că Bucureștiul este al lor. Mi-e greu să cred lucrul acesta. Până una alta vedem 40.000 de oameni venind la FCSB pe stadion și nu la Rapid. Dar e posibil ca Rapid, continuând cu aceste investiții, cu succesele de pe teren, să capete un statut în acesta. Nu, dar foarte mulți copii în ultima vreme au mers la Academia Rapidului. Însă interesant este un lucru, că Gabi Răduță, unul dintre cei doi șefi de centru de la Academia Rapidului, a plecat și nimeni n-a spus de ce a plecat Gabi Răduță. Adică să spună motivele. Pentru că atunci când pleacă un om dintr-o structură și pleacă brusc, vezi cazul Mangia, da, te întrebi ce se întâmplă acolo. Doamne ferește, nu spune despre Gabi Răduță același lucru. Dar de ce a plecat Gabi Răduță de la Rapid? Deocamdată vedem că la echipa de juniori până în 17 ani a Rapidului a fost pus capitan fiul acționarului pe care l-am ascultat mai devreme, Dan Șucu. Să sperăm că este un jucător atât de bun și nu că doar pentru că poartă un anumit nume este pus capitan la echipa de juniori a Rapidului. Eu sper să fie doar mai bun decât Claudiu Florică sau așa cheam pe fiul... Fiul lui Claudiu Florică. Fiul lui Claudiu Florică, Luca Florică. Sau lui, cum cheamă, Dorin Cocoș, nu? Da. Am mai avut un caz. Acum nu știu dacă... Și sper să nu fie cazul asemănătoare cu cel al fiului lui Dan Șucu. Am început... Da, la Național cred că era fiul mult mai celebru lui Dorin Cocoș. Aha, nu mai mi-aduc aminte de cazul acesta. Da, sigur. Îmi mai aduc aminte de cazul Ianis Hagi, dar acolo insistența tatălui său a dat rezultate și Ianis Hagi a ajuns la un nivel... Măcar să ajungă băiatul lui Dan Șucu la nivelul lui Ianis Hagi. Totuși, Dan Șucu și-a pus fiul capitan la Naționala, la echipa până în 17 ani. Tu vorbești de bandura de capitan strict. Ăsta e exemplul ăsta. Hagi și-a pus la 17 ani fiul capitan la echipa de seniori a clubului. Știi că în spatele blocului, când jucai fotbal cu prietenii, cu vecinii, era capitan cel mai șmecher, cel care avea mingea. Deci automat avea mai mulți bani ăla cu mingea și era cel mai șmecher de acolo. Ianis Hagi și Șucu Junior au mingea, pentru că sunt cluburile părinților lor. La Ianis Hagi a ieșit, a ajuns un jucător bun. La Șucu Junior vom vedea. Bine, și la Ianis Hagi diferența este în continuare foarte mare față de ce și imaginează tatălui că este, dar este totuși un fotbalist care a ajuns la și Ianis jucase încă de mic copil, adică tot te așteptai să iasă ceva din el, știi? La băiatul Dan Șucu până acum încă n-am auzit. Am început această discuție în emisiune despre Rapid și acum vedem faza zilei cu un idol al Giuleștiului. Pe care o antrenează Marius și Mudica a fost victima acestui autogol și am văzut gesturile lui și Mudica. Și Mudica este făcut pentru lumea aceasta orientală. Turcia, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite. Am văzut și gestul lui de mai devreme. E de acolo. Bine, mai mult pentru Turcia. Că zona asta de
lumea arabă e mai așezată, așa, chestiile astea le plac lor foarte mult, mai mult decât turcilor, care sunt obișnuiți cu chestii de astea, nu? Bine, dacă ne uităm la etapa trecută, am văzut că are și un pic de stil șomodică din... A, pe dansuri și pe astea, pe figuri. Deci se mișcă bine și pentru lumea arabă, este de acolo. Este păi de... are și experiență, a căpătat experiență și pe acolo, nu? Vă invit acum la repriza de fitness cu colaboratorul nostru Ionuț Rada și apoi vom reveni în studio pentru alte comentarii. Îl ajutau și ritmurile din tribună. Salutare și bine v-am găsit cu zâmbetul pe buze la repriza de mișcare. Să ne imaginăm că este o zi de luni, înorat afară, plouă și suntem cumva așa într-o stare de moleșeală. Așa că, dragilor, am pregătit pentru voi niște exerciții care să ne activeze. Sau poate suntem de mult timp la birou, sau poate, nu știu, ne dorim cumva o doză de energie. Așa că v-am pregătit niște exerciții pe care o să le facem împreună. Fiecare exercițiu va dura 10 secunde. Fac primul cu voi, voi continuați de acolo, sau faceți în același timp cu mine, după care continuăm pe deradaoi.ro. Așa că, dragilor, primul exercițiu, da? Un pic mai activ, știm foarte bine poziția de genoflexiune. Încercați, da, de fiecare dată, dacă sunteți la început, lent ca să învățați mișcarea, da? De data asta o să facem un pic mai activ, 10 secunde fiecare exercițiu. Atenție și 1, 2, 3, ține ritmul cu mine, 4, 5, 6, 7, 8, hai de sus, 9, 10, mergem jos la sol fără pauză, climber 10 secunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, bun, sus, din nou genunflexiuni, însă de data asta ne ridicăm pe vârful. Zâmbetul pe buze și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, iar ultimul exercițiu, 10 secunde, plank înalt, izometrie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prima serie, dragilor. Și avem meniu de astăzi 5 serii. Așa că continuați acolo unde sunteți și voi, dragi colegi, din platou. Trageți-vă sufletul, beți un pic de apă, hidratați-vă și începe următoarea serie. Pauză nu mai mult de 20-30 de secunde. Asta ca să, așa cum v-am spus, să câștigăm acea energie de care avem nevoie. Dragilor, ne vedem pe deradaoi.ro, antrenamentele continuă acolo, rămâneți activi. Până data viitoare, zâmbiți și nu uitați tot timpul. Deradaoi. Am revenit la ora exactă în sport și acum vom face o legătură directă pentru a vedea ce se întâmplă la maratonul de la București. Sunt mai multe curse pe parcursul acestei zile și mâine urmează chiar o cursă pentru părinți care au copii de până în 3 ani, o cursă foarte interesantă, dar toate detaliile le aflăm în această intervenție direct pe care o avem acum de la maraton. Bună dimineața de aici din Piața Constituției, unde se desfășoară cea de-a 15-a ediție a Raiffeisen Bank Bucharest Marathon, o ediție aniversară care se desfășoară în acest weekend pe zile frumoase, însorite, cu mulți participanți, 15.000 de participanți așteptăm astăzi la linia de start. Astăzi se desfășoară probele necompetitive și în acest moment ar trebui să asistăm la startul cursei copiilor. Prima categorie de vârstă care va lua startul este cea 0-3 ani. Sunt copilașii care vor alerga alături de părinții lor și pe care abia așteptăm să-i vedem cum sunt acolo plin de voie bună, de entuziasm. Este o zi cu multă, multă bucurie și cu mult entuziasm, pentru că despre asta este vorba astăzi, pe 8 octombrie, la Maratonul București. Haideți să vedem imagini, startul. Start cursă copii, 0-3 ani. Ce frumos să-i vedem pe cei mici, atât de emoționați, că parcă îi vezi așa acolo, că stau și se gândesc ce avem de făcut, ce faci, cum alergăm, alături de părinții care îi încurajează. Ce frumos să vezi copii că fac mișcare, așa se pune baza unei generații de copii sănătoși, de copii în formă, de copii care se bucură de mișcare. Mișcarea trebuie să fie o bucurie pentru toți oamenii, indiferent de vârstă.
Astăzi, la startul cursei copiilor, se vor afla 4.000 de copii. Este sold out toată această alergare. Ia uite, vedem și copii în cărucior, alături de tăticilor, de mămicile lor. Este ceva ce poate ar trebui să vedem mai des și în parcurile din București, să vedem oameni care ies cu bebelușii lor la mișcare, în parc, la alergare. Și probabil că asta se va întâmpla tot mai mult de acum încolo. În cei 15 ani de când se desfășoară Maratonul București, am inspirat generații să facă mișcare, am susținut ONG-uri, am promovat și am susținut turismul local și de asemenea oferim siguranță și inovație în sustenabilitatea evenimentelor de participare de masă. Și ne bucurăm de asemenea că de 15 ani vedem oameni care ies pe traseu pentru a încuraja pe cei care aleargă, pentru a se bucura alături de noi de această sărbătoare a Bucureștiului. După cum spuneam, astăzi se desfășoară cursele necompetitive. Sunt curse la care câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți. Ce trebuie să știți, că în istoria Maratonului București, cel mai tânăr participant a avut 43 de zile, iar cel mai vârstnic participant 83 de ani. Vorbim așadar de categorii de vârstă total diferite, la extreme, ceea ce dovedește că mișcarea este pentru oricine. Astăzi avem o zi frumoasă, o zi călduroasă, cu 18 grade în acest moment. Nu bate vântul, este o zi perfectă pentru a ieși din casă și pentru a vă bucura alături de cei care aleg să facă mișcare, care aleg să alerge. Mâine, dacă vreți să fiți alături de noi, să știți că se vor desfășura cursele de 10 km ștafetă, semi-maraton, adică 21 de km și, desigur, proba vedetă a evenimentului, maratonul, 42 de km. În total, în cele două zile de alergare, vor fi trecut linia de start 15.000 de alergători. Este o ediție sold out, este o ediție la care încă oameni și-ar dori să participe și să alerge. Chiar dacă nu pot să fac acest lucru, însă pot să fie alături de Maratonul București de pe margine, încurajându-i pe cei care alergă. Imediat ce se va termina această cursă a celor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani, urmează cursele pentru cei cu vârste cuprinse între 4 și 5 ani, 6, 7 ani, 8, 9 și 10, 12 ani. Vedem deja primul participant la cursa copiilor, care trece linia de finish în cărucior alături de tăticul lui, iar acolo este întâmpinat de colegul meu, Dan Codreanu, care are grijă să-i facă pe toți cei care trec linia de finish să se simtă bine, să-i îmbrățișeze, să îi felicite. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă reamintim că mâine se desfășoară probele vedetă, probele de competiție ale Maratonului București. Fiți alături de noi aici, nu uitați să urmăriți emisiunea noastră. Superbe aceste imagini de la Maratonul București. Acum am văzut chiar sosirea câștigătorului de la cursa pentru copii între 0 și 3 ani.
Deci am aflat că cel mai tânăr participant la maratonul la București avea 43 de zile, iar cel mai sau 47 de zile, iar cel mai în vârstă 83 de ani. Daniel, nu te întreb ce făceai la 80 de ani, că încă nu este cazul, dar ce făceai tu la 47 de zile? Maraton, sigur, n-a alergat. N-aș putea să spun exact, dar nu, sigur nu eram la maraton. Uite, însă nu este timpul pierdut pentru o astfel de încercare. Sunt tot felul de distanțe pe care le putem parcurge la maratonul de la București. Alin, foarte frumoase aceste imagini. Foarte frumoase imaginile și știi că pe parcursul transmisiunii nu ne-am auzit, dar am spus că va câștiga acel domn. A câștigat acel domn, deci măcar... Ai pariat bine. Am pariat bine. Am văzut ambiția, am văzut ambiția din ochii lui, cum am văzut la Rădoi aseară. Bun. Pentru că ai pomenit de Mirel Rădoi și ambiția care s-a văzut în ochii lui și pe parcursul meciului, dar mai ales la conferința de presă explozivă de după meci, vă invit să-l ascultăm pe Mirel Rădoi cu declarații foarte supărat antrenorul Universității Craiova. Echipa sa a pierdut în această etapă la Pitești cu FCA Giurgiu cu 1-0 și este a treia înfrângere consecutivă pe care Craiova o suferă în deplasare fără să marcheze vreun gol. Priza a doua, pur și simplu, am ieșit pe vârfuri, am ieșit cu totul și cu totul altă echipă. Părea că suntem Real Madrid, Barcelona. N-am reușit să ne echilibrăm. Mai mult decât atât, ceea ce preconizam că poate să întâmple prin aceste mingi lungi. Am luat și un cartonaș roșu, am și primit gol și a mai fost încă o ocazie a celor de la Pitești prin aceste mingi lungi de la 60-70 de metri de poartă. Știam lucrul ăsta. Dacă este cu spate la poartă, încearcă să o preia pentru jucătorii din linia a doua, Garita. Dacă este jumate întors, automat va cere mingea în profunzime și va ataca spațiile. Poate nu-i de ajuns. Și dacă câștigam cu 2-1, la fel de supărat eram. Pentru că s-au întâmplat fazele exact cum le-am discutat, exact cum le-am antrenat o săptămână. Pare că dau un jucător, dar până la urmă trebuie să spun realitatea și alături de ei sunt și eu vinovat. E clar că împreună câștigăm, împreună pierdem. Dar erau lucruri foarte puține de pus la punct și lucruri vizibile, pe care nu le-am descoperit doar eu, sunt toate echipele care au jucat cu FC Argeș și observă lucrurile astea. Dacă noi n-am fost în stare oarecum să blocăm lucrurile astea, atunci ne merităm soarta și ne merităm probabil și locul în clasament. Doar că, așa cum le-am spus băieților și mai devreme la interviu, vreau să mă atrag încă o dată atenția. Nu o să accept niciodată situația asta. Dacă un club ca Universitatea Craiova și acești jucători în frunte cu mine și cu staff-ul acceptă să nu fie sigur de o prezență în play-off, atunci prefer să-mi fac bagajele să plec. Și asta le-am transmis și lor, doar că trebuie să gândească de două ori acum, poate mai mult ca în anii trecuți, că e momentul, poate, când un nebun și acela pot să fie eu, rămâne și pleacă ei. E clar că probabil primul semnal pe care trebuie să-l trag sunt eu. Probabil că eu nu am fost în stare până acum să-i fac să înțeleagă lucrurile astea, să consolidăm lucrurile pe care le-am discutat, pe care le-am antrenat, probabil că va trebui să schimb ceva, e clar. Și primul schimb trebuie să fie din partea mea, va trebui să rezolvăm una din probleme. Dar dacă vor continua etapele așa, nu o să trebuiască să mai fie nicio discuție. Pentru că v-am spus mai devreme, eu fac bagajul și am plecat în secunda 2. Le-am zis, eu nu am venit aici să accept să termin pe locul 7-8-9. Dacă ei vor să accepte lucrul ăsta, e treaba lor. Eu nu am cum să accept așa niciodată. O să las deoparte vorba că capitanul părăsește ultimul corabia, nu. N-am fost obișnuit nici ca jucător să accept mediocritatea, nu o să fac nici ca antrenor. Prefer să stau acasă, 2 ani fără angajament, decât să viu în situația asta și să nu pot să am pic de demnitate și de atitudine. În momentul în care întâlnești o echipă care știi că este cuțitul la os, să te ridici măcar din punct de vedere al determinării la același nivel. Dacă nu tragem un semnal de alarmă și dacă cineva se supără, e treaba fiecăruia. Eu spun ce văd în momentul de față, ce am simțit după 2 luni de lucru cu băieții. Lucrurile, într-adevăr, erau greu de schimbat în totalitate. Dar dacă nu, în momentul de față, nu avem o soluție urgentă, lucrurile poate să ducă și mai jos. În momentul în care se vor duce mai jos, eu nu voi mai fi prezent în fața dumneavoastră. Pentru că dacă trebuie să înțelegem ceva, trebuie să înțelegem cu toți. Și noi ca staff și jucătorii. Ce le-am spus lor, vă spun și dumneavoastră. Dacă au acceptat cu ușurință, ca până acum, de fiecare dată, indiferent ce s-a întâmplat, s-a luat o cupă, s-a luat o supercupă, a fost în bătaie pentru primul loc, dar s-a terminat locul 2, până la urmă antrenorul a plătit. Poate, în momentul de față, una din soluții este să schimb câțiva jucători sau să-i dăm afară, sau să sânge proaspăt. Pentru că oriunde ne-am uitat și orice am face, vedem că în proporție de 60-70% sunt aceia jucători. Da. Deci pare că mă iau de ei, dar vă spun, primul vinovat, în fața lor, la distanță mare, sunt eu. Pentru că nimeni nu-mi impune ce să fac antrenament, la ce oră să fac antrenament, cât să fac antrenament, cu câți jucători, cu cine să începe echipa. Deci astea sunt soluții și situații alese de mine. Dar nu trebuie să ne ascundem după lucrurile astea.
Pentru că de fiecare dată probabil că au fost puse doar în vestiar și nu s-a rezolvat niciodată nimic. Și atunci îmi asum, chiar dacă poate, nu știu, o să vină amendă din partea clubului, nu mă interesează, o plătesc cu cea mai mare plăcere, pentru că știu că ăsta este adevărul. Ce le-am spus lor, o să le spun și conducerii, m-am spus și dumneavoastră și începând de săptămâna viitoare va trebui să facem altceva. Va trebui să luăm cu totul și cu totul altă atitudine. E foarte greu să poți să trimiți pe cineva la echipa de oaltă sau să dai afară pentru că nu ai alții. Dacă noi nu am adus până acum, acum va fi greu să... Va trebui să remediem situația până în iarnă. În iarnă vedem ce soluții avem. Dar dacă se continuă până atunci, ca să mai și glumim puțin, probabil că geaca nu mă apucă. Pentru că eu să stau pe locul 8-9 cu Universitatea Craiova, n-am cum. Și îmi pare rău de suporte ăștia care urmează echipa după noi, pe la Media și pe la Cluj, vin 20.000 pe stadion, vin și în gheață, așa cum vin ei, că își plătesc biletul, că ne mai huiduie la tribuna a doua. Păi cum am jucat repriza a doua, trebuie să ne huiduie o țară întreagă, nu doar tribuna a doua. Că mereu suntem supărați de asta. Presiune, nu putem să jucăm că e presiune prea mare și nu rezistăm. Dacă vin suporterii după noi și ne huiduie, iar nu putem să jucăm. Nu știu, am atât de mult de spus, dar încât încerc să mi le blochez în minte, încât mie că s-ar putea să vă amendeze și pe dumneavoastră cine au. Deci în momentul de față, chiar și așa, credeți-mă că îmi vine să mă duc să-mi iau ghetele, să intru și eu 10 minute. Nu înseamnă să lovesc pe unul, să iau cartonul jos, să fac un faul, dar 10 minute cine în fața mea, vă asigur că odată, deci știu că mă trăsc pe jos, nu mă driblează. Eu vreau o atitudine asta și asta trebuie să fie și la Universitatea Craiova și la echipele pe care le antrenez. Dacă nu m-am făcut înțeles până acum, probabil că începând de săptămâna asta o să mă fac. Dacă nu, în situația în care vor lua jos, să stea ei, să fie ei istoria neagră acestui club. Pentru că există și altă posibilitate. Dacă mâine sau săptămâna viitoare pierdem din nou, ne patronul clubului, domnul Otaru, bă, știți ceva? Eu am 20 de milioane pierdute. Eu nu mai vreau bani în fotbal. Eu dacă plec acasă pot să stau 10 ani. Jumate dintre ei s-ar putea să încerce după aia să-și greșească de serviciu. Și dacă nu realizează lucrurile astea cât mai repede cu putință, pentru că până la urmă toată valoarea și calitatea care o avem contează mai puțin când discutăm aici. Contează pe dreptunghiul la verde, pentru că acolo e și fotbal, acolo e și șmecherie, cum o denumim noi românii, acolo sunt toate. Dacă vrei să fii bărbat, îți asumi acolo. Dacă nu, te dai la o parte și vine altul. Pentru mine lucrurile sunt foarte simple. Cum și la mine, nu mai pot, mă dau și vine altul. Da, l-am admirat de-a lungul timpului pe Mirel Rădoi pentru discursul lui. Mi-a făcut mare plăcere să fiu în emisiune cu el, să discut despre fotbal. Dar părerea mea este că și acest discurs pe care l-a avut ne-a arătat că nu va fi niciodată la o echipă importantă din străinătate antrenor. Eu n-am văzut așa ceva la un mare antrenor din Europa să vorbească așa de jucătorii lui. Sigur, jucătorii au dezamăgit la Universitatea Craiova. El pe parcursul discursului ne-a spus că pare că dă în jucători. Nu părea, Mirel Rădoi, chiar ai dat în jucători cum n-am mai văzut de mult un antrenor să dea în proprii jucători. Și cum spuneam, în străinătate nu vezi astfel de... Chiar dacă probabil în vestiar urmează niște reproșuri foarte dure, în spațiul public nu vezi din partea unor antrenori mari, uite, Klopp este mai rău decât Universitatea Craiova acum cu Liverpool. Și este, a dat 100 de milioane pe Darwin Núñez și nu mai știe cum să-l mai apere, deși băiatul ăla este o țeapă până acum glorioasă. Deci îi oferă publicului tot felul de explicații legate de Darwin Núñez, că nu știu ce, că nu știu cum. O cu totul altă atitudine față de cea pe care am văzut-o la Mirel Rădoi. Te rog, Da, la Klopp e o mică mare diferență că el e deja de câțiva ani acolo și știe fiecare lucru cum este pus, el are totul acolo. Și a avut și succes, e important, și succes. Adică se bazează pe ceva. Păi da, dar atunci ce spuneți voi, iar permite lui Klopp să facă orice, pentru că la ce a făcut pentru Liverpool, te gândești că dacă avea o perioadă antrenor foarte bună acolo. Nu știu, Ancelotti sau Guardiola. Nu, n-ar fi spus nici eu, păi dar nici pe Rădoi nu mi-l amintesc atât de vehement. La vehement. Uite, eu acum o să vin și o să iau apărarea lui Rădoi. Bine, nu că trebuie să iau apărarea lui Rădoi, dar Rădoi cred că vine un pic și încearcă să se apere pe sine însuși. De ce zic asta? Pentru că dacă privim ce s-a întâmplat în trecutul apropiat la Craiova cu Balint, care mereu avea declarații liniștite, calme, dar știm cu toții că a fost lucrat de jucători la Craiova și toată lumea a spus asta, el vrea să se apere, să știe și băieții în vestiar, că ăia vorbesc acum, jucătorii între ei. Băi, uite-l pe ăsta ce a dat în noi, ce ne-a distrus. După ce spui așa ceva, băi, i-aș trimite la echipa a doua, dar n-am alții. Deci trebuie să joc cu ăștia, că n-am alții. E clar, deci, după ce spui așa ceva, nu vor cei care au lucrat alții antrenori să-l mai lucreze și pe el. Dar este clar că capitanul și încă 2-3 lideri
dacă vor fi lideri pe acolo, pe la Craiova, sunt alături de Rădoi, că Rădoi, eu sunt 100% sigur că așa s-a întâmplat. Rădoi și-a luat lângă el jucători importanți cu voce, cu putere în vestiar. Și în momentul ăsta acum se conturează o echipă în jurul Rădoi și a celor jucători. Înțelegi? Eu așa cred că se întâmplă. Și Rădoi a ieșit acum ca să vorbească clar. Bă, e vorba despre Pap, în primul rând. Asta este clar. Pap a fost, i s-a făcut o tită. Băiatul ăsta de la FC Argeș, atacantul, i-a făcut o tită. Deci nu a văzut mingea. Dar poate că nu e vorba de atitudine, că spunea Mirel Rădoi că mă târam și tot nu mă dribla unul. Eu cred că și Mirel Rădoi, la cea mai bună vârstă a lui și în cea mai bună forma lui, ar fi avut și el aseară o problemă cu Garita. Ar fi avut o poate problemă. Poate că nu l-ar fi depășit așa. Dar la ce am văzut aseară, eu n-am mai văzut un fotbalist ca Garita cu asemenea viteză și o asemenea forță de pătrundere în campionatul României de foarte mulți ani. Dacă reușiți să-mi aduceți aminte de un alt jucător care să, nu știu, poate sugu. Poate, nu știu, o asemenea, poate Adi Popa în cele mai bune momente ale lui. Deci, dar nu erau atât de puternici precum de să combini în asemenea măsură forța, viteza și dar tehnică, și rafinamentul tehnic, pentru că am văzut ce gol a putut să marcheze împotriva celor de la FCSB. În loc nu, să... Și faza de seară, care ratează, ajunge singur... Tot după Papa trecut. Da. Dacă ar fi să-i imputăm ceva lui Rădoi, ajunge că, singur cu Lazar, dar nu mai... Când a schimbat sistemul la meciul acesta, știind că atacantul celor la FC Argeș este atât de periculos. Adică bagi patru fundași pe spate, da? Ca să dubleze cumva, să-i dubleze pe Pape sau fundașii laterali, ca să fii sigur că îl ții pe băiatul ăsta acolo, că altfel nu poți să-i faci față. Dar cu trei fundași lenți și masivi e greu să... Și cu vârste... Da, și cu vârste înainte. Și Pap care s-au adunat în spatele lui Pap. Pap care a făcut atâtea sezonul acesta și în cupele europene și în campionat și tot este ținut acolo ca să ce? Care salariu mare probabil de aceea? Este ținut pentru că are contract. Trebuie să învățăm corect, și lucrul acesta, corect, că corect, un corect. Jucător care are contract trebuie să-i se respecte contractul, că nu ți-a pus nimeni pistolul la tâmplă corect, dar să-i semnezi un contract. Sigur că îi cauți după aceea, dacă vrei, într-o pauză, în acesta îi cauți un club și dacă el este de acord să plece la un alt corect. Club... Dar de aceea există transferuri. Adică, ok, nu sunt jucători liberi în acest moment, dar ne gândim... Pap este titularizat meci de meci de Mirel Rădoi. Asta e o problemă. Și cred asta că lui Mirel Rădoi nu-i face nimeni echipa. Asta este 100%. Că, totuși, de aceea are și atitudinea deci, pe care o are. Este decizia lui Mirel Rădoi de a-l trimite pe Pap pe teren. Da, doar că ți-am dar spus. Dar eu nu știu apărător care să fi putut să-i facă față lui Garita seară. Probabil trebuia făcut un sistem pentru Garita, adică să se ajute jucătorii între ei de la Craiova, să stea pe el, nu știu, 2-3 jucători, să fie avut unul care să fie special la marcaj pentru el. Nu știu, trebuia să găsească o soluție, dar Pap în câmp deschis, am văzut, a fost o vică. Păi da, a venit Vătăjelu. Da. A venit Vătăjelu, care cred că este un top 3 viteză la Universitatea Craiova, la faza golului și n-a avut ce să-i facă lui Garita. N-a putut nici el să-l oprească din cursă, nu doar Pap era acolo. Facem o pauză de publicitate și ne întoarcem la acest discurs uluitor pe care l-a avut Mirel Rădoi la finalul înfrângerii partidei în care a suferit înfrângerea cu FC Argeș. Am revenit la ora exactă în sport și acum suntem în legătură directă cu Ana Maria Popescu, colega noastră de la site-ul Sport.ro, care ne prezintă titlurile importante de pe site din acest moment. Bună dimineața, Ana Maria! Bună dimineața! Facem așa un joc de imaginație și vă întreb întâi pe voi ce ați spune dacă România ar pica în grupa preliminarilor de la Euro 2024 cu Ungaria. Și după aceea vă spun ce a spus Mihai Stoichiță. Daniel, te rugăm. Voi din prima urnă valorii că e cea mai de preferat. Eu știu ce a spus Mihai Stoichiță, dar te las pe tine. Alin? El a spus ceva altfel față de ce a spus eu. Da, Ungaria, dar dacă ne uităm ce a făcut Ungaria cu Anglia, sigur, și cu Germania, ne cam tremură picioarele. Da, dar n-ai încotro. Dacă ți-ar cere cineva, uite, dacă ar fi să-ți dorești o echipă din prima urnă valorică, dându-te patriot sau simțindu-te patriot. Faci și noi ca... N-ai ce să... Ca antrenori ăștia mari, mai bine să cădem de pe un cal frumos decât să cădem de pe un cal. Păi de pe ăla, părerea mea, cal sigur. Deci de la Ungaria în jos... Ungaria nu e un cal frumos, să înțeleg. Nu e un cal frumos. E un cal frumos în Budapesta, este un oraș foarte frumos. Da, Maria? Ar fi bine să picăm cu Ungaria pentru că nu este mare diferență între noi și unguri, fotbalistic vorbind. Desigur, asta a fost declarația lui Mihai Stoichiță înainte să plece spre Frankfurt, acolo unde va avea loc tragerea la sorți. Daniel, e o diferență importantă de nuanță pe care tu o remarci, adică, ok, dacă ne uităm la
componența. La componența capilor de serie. Primei sigur că ai zice logic, așa mă, Ungaria ar fi bună în grupa noastră. Dar să vii cu astfel de justificare că nu e mare diferență între noi și Ungaria. Da, putea să zic că nu e foarte mare, cum e față de alții. Cred că ar mai fi de discutat. Oamenii ăștia bat Anglia și Germania, ceea ce și este echipa surpriză. Nu ni se întâmpla când aveam generația noastră de aur. Și noi zicem că nu este, noi acum avem generația de abur și noi zicem că nu e mare diferență între Ungaria și România. Bine, trebuie să amintim că Mihai Stoichiță este același personaj care a spus înaintea Ligii Națiunilor că vom termina pe locul 1 în grupă. Și am terminat pe locul 4, am retrogradat, suntem în Liga C și să fim sănătoși. Mare diferență între 1 și 4, sunt doar 2 și 3 între 2 și 1 și 4. Ce mare diferență e. Ne bucurăm după retrogradare. Și vrei să spun ce, am fost la un pas. Dacă jucau și ea cu echipa a doua, cred că puteam termina și pe locul 1. Dacă veneau toți cu echipa a doua, acum a venit Bosnia. Ana Maria? Gata, părăsim puțin țara, așa cum au făcut oficialii federației. Vorbim despre PSG, care a pus ochii pe un fost star de la Barcelona, acum este star la Chelsea, Aubameyang, despre Aubameyang este vorba, PSG îl vrea și va încerca să-l transfere. Se pare că și aici vor să facă eforturi financiare considerabile pentru a-l lua pe Aubameyang în vara anului următor, iar jucătorul, după cum scrie presa internațională, ar fi dispus transfere pentru că de ceva timp și-ar dori un transfer la campioana Franței. Acesta are un argument în plus, faptul că a lucrat deja cu Christophe Galtier, antrenorul lui Paris Saint-Germain, în perioada pe care a petrecut-o la Saint-Étienne. A jucat pentru Chelsea în 4 meciuri, a marcat 2 goluri până acum, însă Aubameyang ar fi dispus să plece după doar un an. Am o mică datorie la Daniel, pentru că spunea el mai devreme că dacă veneau ceilalți cu echipa a doua, cum a venit Bosnia Herzegovina, poate îi băteam și pe ei. Păi a venit Muntenegru, fără Jovetić și fără Savić. Și fără adică, trei vedete, mai nu mai țin minte al treilea. Au cam venit ei cu echipa a doua și ne-au dat 5-0 la general. Dar nu, Mihai Stoichiț a uitat. Giulești au venit cu echipa a doua, da. Nu? Și în tur. Eu nu, zic că la ambele meciuri, Jovetić și Savić și 2-3 jucători de top au lipsit din lotul Muntenegrului. Da. Acum, ajungând la Aubameyang, să remarcăm că băiatul acesta în sezonul trecut ajungea fără leafă la FC Barcelona, a acceptat la un dat să joace așa, știi? Bă, vreau și eu să joc pe aici pe cam nou, îmi place foarte mult, nici nu trebuie să mă plătiți, vă dau eu bani. Și de la acest statut a ajuns acum să fie un jucător care marchează împotriva campioanei Italiei, Milan, în Champions League pentru Chelsea, cum s-a întâmplat în etapa recentă din această săptămână, și iată, Paris Saint-Germain este dornică să-l achiziționeze cu un efort financiar important. Da, dar PSG ce face? Transferă rezerve? Că unde ar putea să joace acum Aubameyang la PSG în față? Păi dacă Dan Petrescu are un lot de 370 de jucători, de ce n-ar putea avea și PSG? Da, și asta e pe până la urmă, nu comparăm banii Sheikului cu banii lui... Banii Sheikului din Sheikului de aici. Ana Maria? În Marea Britanie este o nouă modă să deschidem petiții împotriva lui Erling Haaland. S-a întâmplat asta după hat-trick-ul înscris împotriva lui Manchester United și după dubla din Champions League cu Copenhaga. Ei bine, fanii englezi, care sunt fanii rivalelor lui Manchester City, au deschis o petiție inițial prin care au cerut ca Federația Engleză să-l interzică pe Erling Haaland, iar acum a apărut o nouă petiție. Fanii cer ca Haaland să fie exclus, să fie dat afară din Marea Britanie cu totul, pentru că în descrierea petiției scrie așa: ne afectează emoțional în fiecare weekend prin ceea ce face și nu e normal ca persoanele, cetățenii englezi, să trăiască astfel de traume și să fie puși în fața unor astfel de situații. Sigur, Eli Haaland are numere incredibile. El a inventat raportul ăsta suprunitar, nu, între meciurile. Pe regulă în fotbal, da, vezi un raport subunitar între meciuri și golurile marcate. Și el are un raport suprunitar, este incredibil, inclusiv în Champions League are un astfel de raport. Dar cred că mai degrabă englezii ar trebui să facă o petiție împotriva lui Manchester City, pentru că la ce echipă a construit Guardiola acum în jurul lui Haaland. Haaland este doar cel care bagă mingea în plasă, dar este o echipă uluitoare care este în jurul lui Haaland. Mă uit la petițiile englezilor și mi-aduce aminte de petițiile pe care se fac pe aici, pe la noi, cu jurnaliștii, că n-au voie să intre pe stadionul Steaua. Adică și englezii au
oamenilor, să nu le spun altfel, care fac petiții ca să se afle în treabă. Măcar acolo s-au semnat acolo 400 ceva de mii de... au avut 400 ceva de mii de semnături, aici au fost 125. Am înțeles că s-a făcut numărul limită de semnături, s-a întrunit la această petiție pentru Holland, pentru a se dezbate în Parlament. Adică este numărul de semnături necesar pentru o dezbatere în Parlamentul britanic. Sigur că e vorba de umor aici, normal. La noi cu jurnaliștii interziși pe stadionul Steaua nu este umor, ci este întuneric. E întuneric total. Și din partea celui care a făcut petiția. Da. Ana Maria? Sunt tare curioasă ce petiție din Liga 1, să raportăm la Liga 1, ce petiție din Liga 1 ați lansat voi pe... în fotbalul românesc. Dacă aș fi locul lui Pap, împotriva lui Garita. Eu cred că, Oltenia ar trebui să facă o petiție împotriva lui Garita. La ce a făcut Garita cu Craiova. Eu n-am mai văzut. Deci să reamintim. Este faza aia de la gol, uluitor. Vin și Pap și Vătăjelu și din acea poziție din dreapta reușește din viteză o asemenea centrare, depășește și pe apărătorul care stătea în centrul careului. Uluitoare acea fază. Apoi, felul în care îl depășește pe Pap și se duce și rămâne singur cu portarul Craiovei și apoi asta în care scoate roșu pentru Pap. Adică... Și să mergem un pic mai departe și să facem o petiție, scuze-mă, Daniel, să facem o petiție să închidem telefonul domnului Gigi Becali la fiecare meci și este perfect. Da, pentru compania de telefonie să facem o astfel de petiție. Ana Maria, iată, s-au strâns niște petiții. Gata, vă invit să le lansați pe piață, ca să spun așa, și să votați în sondajul de pe sport.ro, să ne spuneți cine credeți că va fi campioană de toamnă în Liga 1 după aceste etape. Da, aici la ora exactă în sport puteți scana un cod QR care apare pe ecran și puteți merge direct în site-ul sport.ro la acest sondaj în care vorbim despre campioana României. Este o luptă destul de greu de anticipat, chiar dacă CFR Cluj a câștigat sezon de sezon. În această stagiune sunt niște echipe care arată că o pot încurca pe CFR. Ana Maria Popescu, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Ne vom reîntâlni cu Ana Maria Popescu pe parcursul acestui program. Noi ne întoarcem la furia lui Mirel Rădoi, care a spus că el nu acceptă să stea la o echipă pe locurile 7, 8 sau care navighează în acea zonă. Dar eu, uitându-mă la istoricul deciziilor lui Mihai Rădoi, mă aștept ca să nu vrea acționarul de la Craiova să stea cu un asemenea antrenor și să-l dea afară. Adică Rădoi o prezenta ca și cum nu acceptă el să stea la o echipă, dar mai degrabă nu cred că acceptă acționarul un antrenor care să conducă o echipă a Craiovei prin acea zonă 7-8-9 a clasamentului. Bine, vorbeam noi. Înainte, era... De la Craiova au plecat antrenorul de pe locul 2-3. Da, exact. Adică de unul care s-a bătut până în ultima etapă. A fost îndepărtat. Bine, mereu la Craiova ni se spune că se întâmplă ceva brusc așa și pleacă antrenorii. Adică nu sunt dați afară, ci antrenorii așa deodată se bat cu titlul pe masă și deodată zic, mă, hai să plecăm de la echipă. Până în repriza a doua ultimului meci, a ultimei etape. Vorbind deci, de Bergodici, de meciul cu CFR Cluj. I-a scăpat lucrul acesta. La Craiova sunt îndepărtați antrenori care se bat cu titlul pe masă până în ultima repriză a sezonului. Nu cineva care stă pe 7, 8 sau 9 în clasament. Da, și dacă ar fi să ne uităm la scorul care este acum pe ecran, a dispărut. Așa. O să reapară. Craiova nu se află printre primele 5 sau câte erau acolo, deci automat Rădoi ar trebui să plece, că nu este de locurile 7-8. Apropo de plecări automate de antrenor, Gică Popescu spune într-o declarație oferită pentru Prima că Edi Iordănescu trebuia să-și dea demisia la finalul campaniei din Nations League, când echipa s-a clasat pe ultimul loc. Pentru prima oară în istoria noastră ne-a clasat într-o grupă pe ultimul loc în preliminariile unei competiții majore, pentru că Nations League este totodată și o fază a preliminariilor pentru turneele majore, Euro sau Mondial. E bine, Gică Popescu spune trebuia să-și dea demisia Edi Iordănescu și apoi, ok, dacă federația dorea să continue colaborarea cu el, se puteau așeza la masă să discute. Dar mai întâi trebuia, ca un gest de onoare, trebuia Edi Iordănescu să vină cu demisia. Eu mă uit în istoria Naționalei României și pe vremea când juca Gică Popescu, tatăl lui Edi Iordănescu, care este cel mai mare selecționer din istoria Naționalei României, a fost îndepărtat de la echipa națională numai pentru că a periclitat
o calificare la un turneu final. Nu pentru că a compromis-o total. Armenia, da. Egalul în Armenia. Da, egalul din Armenia. Era la începutul campaniei. Da, și l-au dat afară. Vreau să spun că nivelul de exigență a scăzut incredibil de mult în cazul Federației Române de Fotbal. Acum lăudăm un selecționer care termină pe ultimul loc, în timp ce tatălui, care oricum ar fi putut să aibă acele performanțe uluitoare ca o platoșă. Băi, la ce a făcut Anghel Ionescu, nu-l dăm afară după un egal în Armenia. Dar noi avem selecționeri care pierd în Armenia. Și sigur că l-a fost unul din marile eșecuri ale echipei naționale. Cornel Dinu a fost dat afară după Coșițe când avea șansă de calificare. Da. Cred chiar mai bune decât că Iordănescu pierduse atunci alea punctele în Armenia. Pentru oricine conta că acolo la vremea aia te duceai să bați în Armenia. Alea erau, mai știu, cred că 3 puncte erau și atunci, nu? Bifate. Nu, dar ce vreau să spun, că nume uriașe din istoria fotbalului nostru au plătit postul la echipa națională, iar acum... Scuze-vă. Te rog, Ali. Hai să vorbiți de foarte multă istorie, ceea ce e un lucru foarte bun și pentru tinerii care le urmăresc. Dar, în același timp, trebuie să ne uităm și cine conducea fotbalul românesc în momentele acelea. Conduceau niște oameni care, vrei, nu vreau, juca fotbal. Au fost prin conducerile echipelor de fotbal. Știau cât de cât fotbal. Adică știau cât de cât. Știau mult mai bine fotbal. Acum, cine să facă treaba asta? Răzvan Burleanu, care nu știe ce la fotbal. Mihai Stoichiță, care este yes-sir. Sau cine mai este pe acolo, pe la federație? Băiatul acela care umfla roți. Ceea ce nu este rău, să umfli roți. Dar cine să facă asta? Cineva să umfle și roțile. Cine să se ducă să-i spună lui Edi Iordănescu, băi Edi, uite, ai retrogradat, jucătorii s-au bucurat inexplicabil pentru această retrogradare, pleacă. Apropo de ce spui tu, vine Gică Popescu... Declarația lui Pușcaș este memorabilă. E ca aia lui Nistor, după 6-0. În afară de 6 n-am avut nicio ocazie. Așa și Pușcaș. Totul a fost extraordinar. Singura chestie că am retrogradat. Sorin Cârțu foarte frumos a vorbit despre această declarație lui Pușcaș și a zis că e ceva antologic. Antologic, adică, da, clar. În afară de retrogradare n-a fost nimic. A fost totul ok. A fost totul perfect. Păi în afară de cele 5 goluri pe care le-a marcat Silkeborg împotriva lui FCSB, da, nu, ei n-au avut alte șuturi pe poartă. 0-0. Fără ale 5, fără ale 5 goluri, n-a mai fost niciun șut pe spațiul poziției. Era 0-0. Mă gândesc că dacă era pe vremea lui Chivu sau lui Mutu, care nu era neapărat o generație care ne-a adus mari performanțe, dar o generație care totuși a făcut cât de cât performanță. Dacă era în generația aceea Pușca și venea cu declarația asta, cred că era un pic gloar la șuturi prin vestiar. Băi, băiatul, Victor Pițurcă, că al doilea cel mai de succes selecționat din istoria României, a fost dat afară. Tot așa. Vorbești de a doua demitere a lui. După egalul cu Albania. Știi că el calcula că mai avea 0,% șanse matematice de calificare, dar i-a zis Ionuț Lupescu, care era director la FRF atunci, era pe poziția lui Mihai Stoichiță, pleacă pentru că nu mai avem șanse de calificare. Deci Anghel Iordănescu, Victor Pițurcă, cei mai de succes selecționeri din istoria României, n-au putut beneficia de această plasă de protecție a performanțelor anterioare. Când au avut un rateu, au zburat de la... Dar totuși nu ne-au adus aceste umilințe pe care le-am trăit acum. Asta vreau să spun de standardul care... Plus că Edi avea obiectiv, mă, primele două locuri și a terminat pe 4. Și era discuția că dacă termină pe 3, stau la negocieri. Poate să renunțe la... Pentru că Mihai Stoichiță... Au terminat pe 4 și n-au făcut nicio negociere, că aia a fost ceva de ochii lumii, s-a încheiat prezentat. Pentru că Mihai Stoichiță ne-a oferit în această dimineață declarația săptămânii, a lunii, a anului. Nu e mare diferență între România și Ungaria. Discutăm acum cu un român care a jucat și pentru Naționala Ungariei, Vasile Miriuță. Salut, Vasile! Vă salut, te salut! Avem această declarație a directorului tehnic al Federației Române de Fotbal că nu e mare diferență între România și Ungaria. Noi tocmai am văzut că Ungaria a bătut Anglia, a bătut Germania, la turneul final în grupa aceea a morții la Euro anul trecut, de asemenea, a făcut rezultate extraordinare. Cum e cu viziunea asta? Nu e mare diferență între România, care este în cel mai negru moment al istoriei sale, și Ungaria, care face asemenea rezultat? Acum nu știu dacă e o mare diferență. O diferență e din toate punctele de vedere, că e cam bagă bani așa de vreo 10-15 ani în tot ce înseamnă fotbal sau sport la ei. Noi, din păcate, n-am făcut lucrul ăsta în ultimii 10 ani sau 15 ani. Sau 20, să zic așa. Deci, o diferență este. O diferență totuși zărim acolo. Cât de cât.
Îmi place de urmourul tău ardelenesc, așa, mai așezat. Spune-ne cum ai trăit această săptămână europeană cu CFR Cluj pe de o parte, care câștigă la Praga, și cu FCSB, care încasează 5 goluri în Danemarca cu Silkeborg. Am văzut ambele partide, mai ales că una a fost, știm cu toții, transmisă mai devreme, alta mai târziu. Ce să zic, a fost dezastru pentru FCSB, cu toate că am văzut sau am citit că s-au trimis rezervele. N-am văzut nu știu câte rezerve, să zic așa, că au jucat mulți dintre titulari care poate să joace primul 11. Și mă refer la un Popescu, la un Miculescu, care și-au găsit locul în primul 11 etape de etape. A fost o deziluzie totală. Deci așa ceva mai rar mi-a fost dat să văd în cupele europene la o echipă românească. Pe de altă parte, CFR Cluj a reușit să câștige la Praga cu Slavia, pe terenul unei formații care are în continuare un nivel foarte ridicat. În sezonul trecut a ajuns până în sferturile de finală din Conference League. O echipă foarte bună, chiar am urmărit partida, foarte bună echipa din Praga. CFR-ul într-adevăr s-a apărat foarte bine, cum știu eu să o facă, au avut câteva situații pe contraatac, au marcat și acel gol frumos. Bine, cred că Rojer a vrut să scoată corner acolo și a ajuns mingea în 6 metri. Dar încă o dată, Petrescu arăta că este un antrenor mare și cei de la CFR, jucătorii, știu în momentele grele să se mobilizeze și să câștige meciuri foarte importante, unde părerea mea că nimeni nu le dădea nicio șansă. Aș vrea să apelez și la experiența ta de jucător, nu doar de antrenor, și să ne spui cum vezi tu acest detaliu al partidei de la Silkeborg, din Danemarca. Mihai Stoica spune că FCSB nu avea nicio șansă nici cu titularii, pentru că s-a jucat pe o mochetă pe care, practic, e un alt sport, nu e fotbalul pe care îl știm noi în mod obișnuit. Adică fotbaliștii de la Silkeborg știau foarte bine să evolueze pe acea mochetă și pur și simplu jucătorii echipei noastre nu puteau să evolueze pe acea mochetă. Cum e cu acest detaliu? Cum ți se pare? Eu scuz asta, părerea mea, un alibi, adică o partidă, indiferent pe ce teren joci, poți să o câștigi și cu titulari, înseamnă că își desconsideră echipa și își desconsideră jucătorii. Înseamnă, după comentariul, că jucătorii n-au valoare să bată o echipă ca Silkeborg sau cum? O echipă din Danemarca? Pentru că și alte echipe joacă pe teren sintetic în deplasare și câștigă meciul. Un alibi, deci. Asta e părerea mea. Și-a găsit un alibi mie, Stoica, dar nu-i prima oară când găsește alibi din ăsta. La tine, la Baia Mare, vine Dinamo pentru meciul de campionat din Liga a doua. Corect. Cum se conturează această partidă? Un interes mare, vine Dinamo, chiar dacă e în divizia B, numele rămâne, vor fi mulți spectatori mâine. I-am văzut în ultimele două jocuri împreună cu staff-ul. Sunt creștere de formă, au jucat bine și la Buzău, au bătut acum Slobozia, o echipă care va fi sigur în play-off. Noi avem o scădere, așa să zic, dar sperăm ca mâine să facem o partidă foarte bună, să câștigăm și să-i mulțumim pe suporterii noștri care vor veni în număr mare. Doi, o partidă foarte dificilă. Aș remarca și acest detaliu, că deși se spune despre Dinamo că este într-o situație dramatică din punct de vedere financiar, totuși, iată, face deplasarea cu avionul până la meciul cu voi. Corect, da, la Cluj vor fi cazați bine, în Baia Mare, am înțeles, glumesc acum, 100% Dinamo, e Dinamo, au resurse din toate punctele de vedere și, încă o dată, nu le plâng eu de milă, eu mă gândesc la noi ce să facem. Dar să câștigăm partida de mâine. Domnul Iriuță, bună ziua. Dinamo este Dinamo, dar Dinamo mai poate promova vreodată Liga 1, la cum o vedeți dumneavoastră în acest moment? Acum nu. Anul acesta nu. Din ce văd eu la divizia Benal, în acesta nu. Nu știu pe viitor ce se va întâmpla, dar nu-i văd promovând anul acesta. Vasile, aș vrea să te întreb dacă și în acest sezon crezi că CFR Cluj va fi campioană în Superliga. Fără doar și poate. Eu o spun de 5 ani de zile sau de 6. Cât timp își dorește CFR-ul să câștige campionatul, în România ar vor câștiga. În goadă, pentru că au un patron, Păneluțu Varga, care face tot ce sacrificii să le asigure condiții. Lotul de jucători, chiar dacă
au mai trecut ani peste unii, nu se vede, pentru că v-am mai spus-o și noi prima oară, la ce jucători și ce echipe sunt la ora actuală în divizia, nu vă să-i bată nimeni. Am, și cu tot respectul pentru FCSB, pentru Craiova, chiar am urmărit aseară și pe Craiova, n-au cine să-i bată în campionat. Vor câștiga la pași anul acesta. Și la anul și peste 2-3 ani, dacă își vor dori. Vasile Miriuță, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog și succes la partida cu Dinamo. Mulțumesc tare frumos. La revedere. La revedere. Așadar, estimarea lui Vasile Miriuță este CFR Cluj cât vrea ea câștigă campionatul parcă în nici, România. Parcă nici în situația asta nu-i văd, știi? Plus că l-am văzut adineori pe domnul Șucu. Care spunea că maxim 2 ani. Apropiat, viitorul apropiat. Viitorul apropiat. Da, și maxim 2 ani. Maxim 2 ani. În schimb, se mișcă bine Farul în Liga 1, în Superliga. Se mișcă foarte bine Farul, care nu pare să facă pași greșiți prea ușor. Pare să aibă un alibec ca niciodată, ca pe vremea lui Ciumurică. Eu amintesc mereu aici în emisiune, tot de acolo, dinspre Cluj, am avut o discuție la începutul sezonului cu Adrian Falup, care ne-a spus, când discutam despre cine va câștiga campionatul, nu știu ce, Farul. A fost singurul care a rostit numele acesta. Ne-a uimit atunci cu predicția lui, dar iată cât de bine îi iese momentan. Farul este pe primul loc cu 3 puncte peste Rapid, care este pe locul. Fără mari transferuri cu nume, cu sume mari de transfer. A venit Tonzi, a venit Alipec, cine? În afară de Gigi Becali nu plătește nimeni sume de transfer mari și mai plătesc doar CFR Cluj și Universitatea Craiova mai plătesc, dar nu sume atât de mari. Și nu atât și atât de mulți. Și atât de mulți jucători. Și Craiova și CFR, de-a lungul timpului, au mai făcut niște transferuri spectaculoase și ca bani. Dar la nivelul pe care îl face FCSB, și FCSB, deși cumpără, e singura care aleargă pe piața transferurilor, iese pe locul, nu pe locul 2, este pe locul 13 în acest moment. Când tu e singura echipă care cumperi fundași, care dau meci de meci pe lângă minge și le comit în careu, dau cu picioarele în cap, Miculescu săracul, 1.700.000, a dat aluia cu piciorul în cap, ce căuta el acolo? Și eu câte, cred că, împotriva lui... Dai banii, mai și zicea că dat cât 1.700.000 pe Miculescu. Și plus alte sume pe cei care s-au făcut de râs în ultimul. Dar nu credeți că împotriva lui Valeriu... Și știi ce? Scuză-mă, Mihai. Asta că, domne, rezervele și nu știu ce... Păi, bă, o rezervă tocmai e când ți se dă o șansă să joci, să intri. Bă, intri și rămâi acolo. De 1,7 milioane de euro. Rămâi acolo, nu te mai scoate nimeni. Care a fost în echipa națională în iunie, pe teren, Octavian Popescu și David Miculescu, cei doi la care am dat exemple și a spus și Vasile Miriuță de ei, nu prea pot fi numiți niște rezerve așa. Da, nu, păi nu e adus. Eu, apropo de aceste achiziții pe care le face Gigi Becali, aș vrea să vă întreb dacă nu credeți că împotriva lui Valeriu Fimea ar trebui să se deschidă un dosar penal, având în vedere jaful pe care l-a făcut la adresa lui Becali. 700.000 de euro pe Wydă. Care zici, 660, a zis că îl pun pe liber. 660.000 de euro pentru Haruț, băieți care s-au aflat pe teren la Silkeborg și sunt deja de niște ani la FCSB și mai pot oferi exemple pe ruta aceasta botoșanică. Mie mi se pare că e vorba de un jaf aici, sigur. Trebuie să înțelegem cu toții că este vorba de o glumă, dar... Da, au intrat pe teren, zici că n-au mai avut încotro, adică ei săraci n-ar fi jucat, dar dacă ea stau ca în bancul ăla, i-a dus, i-a pus în teren ca să-i facă de râs, nu? Ca în bancul celebru, cu calul la târg. Pauză de publicitate, acum și ne întoarcem cu alte comentarii aici în emisiune. Am revenit la ora exactă în sport și vă propun să vedem niște imagini foarte interesante care nu s-au văzut în transmisiunea meciului din Danemarca la Silkeborg cu FCSB, imagini care au fost filmate de colegul nostru Iulian Nedelcu cu suporterii români care au venit la stadion. În număr mare și în Danemarca, nu mai zicem în ce număr mare au fost la Londra când a jucat FCSB în compania lui West Ham. Și deși FCSB nu mai are nici pe departe rezultatele din alte epoci, totuși suporterii, vedem, sunt alături de această echipă. Vin în cele mai îndepărtate colțuri ale Europei. S-a întâmplat asta și la Stavanger în Norvegia în acest sezon. Dar până la urmă și suporterii au cedat. Chiar dacă în fiecare din aceste meciuri de care am amintit, suporterii români s-au auzit extraordinar pe aceste stadioane, până la urmă au clacat și ei pe la jumătatea reprizei a doua, văzând ce umilință trăiește această echipă și poate și înfrângerea ar fi acceptată dacă
clubul ar fi arătat că chiar își dorește să respecte blazonul Europa și să dea tot ce are mai bun cu limitele care sunt acum în cazul jucătorilor. Însă au fost trimiși acei fotbaliști, acea echipă a fost încropită pe teren. Vedem acest material cu reacțiile fanilor care s-au simțit și umiliți în Danemarca și apoi revenim în studio să comentăm. De asta a avut parte FCSB după 0-5 cu Silkeborg. Au dreptate, pentru că au venit până aici să ne încurajeze. Au perfectă dreptate. Eu îmi cer scuze față de ei că am făcut o partidă foarte slabă. Tu n-ai nicio vină! Dică s-a luat cu mâinile de cap și a făcut scandal pe margine la umilința din Danemarca. A plouat cu goluri la Silkeborg. Vă tai de joc din partea lui Becali. Păi... Trebuie să ne mândrim cu asta, trebuie să jucăm fotbal. FCSB a jucat în Danemarca fără 7 titulari, Dică i-a lăsat acasă. Mă gândeam spre finalul jocului că poate nu trebuia să-i las pe toți acasă. PSG și Maccabi Haifa au mai bătut-o cu 5-0 pe FCSB în Europa. Mie unul mi-e rușine, nu credeam că echipa noastră poate trăia așa ceva vreodată. Un rezultat dezastros și ar trebui să ne fie rușine pentru această prestație. Sunt niște contradicții aici. Pe de o parte, suporterii spun, cei care s-au exprimat cu ocazia acestui meci, tu, Nicolae Dică, nu ai nicio vină. În ideea că Gigi Becali a luat aceste decizii. Pe de altă parte, îl vedem însă pe Nicolae Dică, chiar într-o declarație introdusă în acest material, că spune că a fost decizia lui de a-i lăsa pe acei jucători la București și că în timpul meciului, mai ales pe parcursul reprizei a doua, se gândea, bă, poate n-ar fi trebuit să-i las chiar pe toți acasă. Bine, este evident că n-a fost, scuze-mă, Daniel, este evident că n-a fost decizia lui și aici vedem, facem o paralelă între el și Rădoi și nu dă bine nici așa. Nici așa nu dă bine. Ok, ai spus tu că Rădoi este prea, să zic, arțăgos, prea altfel, dar nici așa nu este bine să fie așa. Am făcut eu echipa, știm cu toții, Nicolae, adică nu ai făcut tu echipa din păcate, pentru că și tu dacă făceai echipa, sigur, era mult mai bine și sigur nu l-au bătaie FCSB-ul. Pe de altă parte... nici suporterii nu știu ce să mai dorească acum, pentru că acum îl înjură pe Gigi, acum îl iubesc pe Gigi, pentru că Gigi este singurul, cum am vorbit până acum, care face transferuri, bune sau rele. Și nu știi cum să privești lucrurile. În altă ordine de idei, cam singurul jucător care a avut de suferit, bine, sau doi jucători au avut de suferit aici în meciul ăsta, sunt portarul Târnovanu, care oricum n-a avut ce face la niciunul dintre cele 5 goluri. Și când ești portar și iei 5 goluri, caz așa, psihic, pur și simplu, și Octavian Popescu, despre care încă se încearcă să-și revină, să fie briliantul ăla, să fie Balaț, să fie Dobrin sau cine mai a fost îl comparat, băieții ăștia doi au avut doar de suferit din meciul ăsta. În rest, ceilalți au venit, au făcut deplasare, acum ai spus tu pe comentariu, au stat la un hotel bun, într-un oraș frumos și cam asta a fost cu FCSB-ul. E fără discuție că echipa a făcut-o sau decizia cu... de a lăsa atâția titulari în afara echipei, a făcut-o patronul, din moment ce a și spus că la retur, gata, îi bagă pe titulari, nu? Deci, da. Decizia este că Dică încearcă degeaba să mute mortul pe academie, iar vorba unui celebru banc, dar ce? Sper că nu încearcă să se păcălească și pe el, că pe noi... Eu zic că n-a reușit să ne păcălească spunându-ne că a luat el decizia asta și o regretă. După cum jucătorii, văd că după meci totuși au dat seama că au fost cam penibili. Bă, dar pe teren ai văzut asta? Timp de 90 și ceva de minute n-ai reușit. După meci le părea rău din ce, din ce au declarat. Ei nici nu se mai angajau. Știi? În faze. Adică cedaseră totală lupta. Eu cred că de la început ți-am zis, parcă au intrat așa, bă, hai să jucăm că ne-a trimis patronul să jucăm. Nu? Adică să n-ai o minimă, adică, ambiție, bă, să poate să știi care de titular. Nu bătuseră pe nimeni de 24 de ani. Acest club nu a bătut pe nimeni în cupele europene de 24 de ani. Și nu are nicio performanță majoră în întreaga sa istorie în cupele europene. Numai că i-au bătut cu 5-0, dar din două pase ajungeau la 7-8 metri de poarta, deci nu că la marginea careului, în interiorul careului își pasau. Dacă acolo. Nu mă înșel, sper să mă înșel, Dică este singurul antrenor de la FCSB care a suferit 3 infrângeri cu
5 goluri luate, da. Cu Sporting, cu Lazio și cu Silkeborg. Bine, cu Sporting și cu Lazio, măcar, de înțeles. Da, și măcar da, atunci și-au, a marcat un gol. Și-au mai dat și un gol. Măcar au izbutit să dea un gol în fiecare dintre cele da, formații. Și discutăm de două echipe, na, incum, dar aici, nu putem face vreo comparație cu Silkeborg. O ocazie de gol la Silkeborg, da. O ocazie nu și-a creat cu această formație. Și apropo de faptul că Dică este singurul care a luat 5 goluri în 3 meciuri, în istoria acestui club, aș remarca faptul că, ok, patronul l-a trimis cu de jucătorii pe care i-a dat voie să ia în Danemarca. Dar el când se duce acolo, joacă foarte deschis încă din startul meciului. Spune doar Wydă și cu Dulca joacă în fața apărării și trimite doi atacanți centrali, Dumitr și Rusu. Sigur, Dumitr cu un rol mai în spatele vârfului, dar ei sunt doi atacanți, ăsta este profilul lor, doi atacanți centrali și doi jucători de flanc care de asemenea nu sunt foarte buni apărători, Miculescu și Octavian Popescu. Deci și Dică s-a dus foarte deschis în această partidă. Fără niciun argument. Pe terenul unei formații care marcase două goluri împotriva lui West Ham. Exact. Și pe un teren, așa cum a spus și Mihai Stoica, pe un covor, pe o mochetă, unde nu poți juca. Adică numai dacă simți, vrei să vezi cum dacă este simți terenul. Că ești descoperit în foarte multe detalii ale meciului, măcar joacă mai prudent. Mai prudent, mai închis. Și vezi mai încolo, după cum merge jocul, dacă poți să te mai deschizi, să forțezi ceva. Dar el s-a dus din start foarte, foarte descoperit. Și plus aia cu mocheta, mă, nu știu dacă nu, cumva, caută și tu pe România o mochetă de asta, cea mai... Ca să te poți antrena. Poate aia de la Chiajna, că și aia, ăla e un teren dacă imposibil. Dacă ești un club adică greu de cel mai înalt nivel, da. Tragerea la sorți pentru Silkeborg, Anderlecht, a fost acum o lună și timp. Da. Știm pe ce joacă Silkeborg. Pe mochetă, nu, senzația mea este că Mihai Stoica atunci a descoperit-o, că a pipăit-o și a zis, asta e mochetă de la magazinul ăla. De sponsor la clubul. Păi, da, nu, trebuie să știi detaliile acelei mochete. Da, foarte și faci niște atunci găsești o mochetă prin București. Undeva. Cred că e de la Chiajna. N-am nimic cu oamenii de acolo. Bine, da. Mihai Stoica spune că este o diferență între mocheta asta și terenul sintetic clasic. Cum ar fi fost și cel de la Stavanger. Dar eu zic că o mochetă s-o găsești. Nu fi făcut-o aia pe comandă. Nu ar fi zis, bă, nu ne faceți una de aia, să nu stea nimeni în picioare. La Real Madrid, la Barcelona, când joacă prin, nu știu, Kazakhstan, prin Liga Campionilor, prin Rusia, prin părțile alea, când juca, tot la fel juca pe sintetic de ăsta. Ok, poate nu e sintetic la fel de rău ca ăsta. Viking, când a venit la București, s-a dus în drumul său din Norvegia, s-a oprit 2-3 zile prin Slovenia sau ceva de genul acesta și a căutat condiții de climă și de suprafață a terenului similare cu cele de la București, de pe arena națională, pentru că ei vin de pe teren sintetic din Norvegia. Ei veneau cu totul alt context. Și s-au pregătit pentru meciul de la București într-un anumit mod. Asemănător. Aici, făcând o paralelă, probabil managerul general de la Silkeborg face lucrurile pe care trebuie să le facă un manager general la o echipă de fotbal. Nu doar vorbește și se află în treabă și dă în glorile echipei, clubului. După o liniște, dar pentru că ai pomenit acest lucru, să rămânem un pic și la acest subiect, pentru că l-am citit pe Mihai Stoica cu niște declarații oferite pentru Orange Sport, în care pur și simplu face mișto. Incredibil. Adică efectiv îl ia la mișto pe Helmut Ducadam, care chiar oferise o declarație de suflet legată de acest club. Ok. Nu, și de faptul că au ajuns în asemenea, au coborât la un asemenea nivel încât pur și simplu își bat joc de ceea ce a însemnat Steaua, el, vorbind de Steaua, da? El susținând, aici chiar spunând, că el a fost cel care a spus tot timpul că FCSB este Steaua. După ce că este singurul, lui, este singurul din acea generație din 86 care, este care afirmă constant această chestie. Această chestiune mai este luat și la mișto. Helmut Ducadam a spus că are inima frântă. Tot ce frântă a spus, ok. Și... Dar poate chiar o are frântă, știe? Da, Mihai Stoica o avea o frântă. Poate a fost atât de deranjat de ce s-a întâmplat acolo, încât și tot ce a postat pe Facebook e stai un pic. Foarte ok. Până la urmă, cine e Mihai Stoica să-l ia la mișto pe Ducadam? Despre ce vorbim? Deja suntem într-o lume? Dar nu, că nici Mihai Stoica nu neagă că are inima frântă Helmut Ducadam, dar face mișto de faptul că a zis Helmut Ducadam că are inima frântă. Adică cum să-l iei la mișto? Deci, să zicem că Liverpool și ia 5 goluri
de la o echipă din aceasta mai modestă din fotbalul european. Da, și zice Darby ceva. Și zice Darby sau zic că își iau minima frântă și să vină un conducător acum de la un oficial de la FC Liverpool și să-l ia la mișto în studio pe Rush sau pe Dalglish cu expresii de genul ia să vedem ce spune aici Mihai Stoica. Spui, ia să vedem. Sunt euforic? Nu. Sunt trist? Nu. Inimă frântă? Ai sunt. Ia să vedem. Duce mâna la inimă. Ai sunt. Inimă frântă. Super frânta inima. Da, pusese un status acolo, Duc Adam. Se simte cu inima frântă. Da. Dacă nu, dar poate să o fi simțit, mă, cu inima frântă. Dacă e să ne luăm de statusurile oamenilor de pe Facebook, hai să ne uităm la Mihai Stoica, ce a pus acum 5 zile după meciul cu cine a câștigat FCSB. Cu FC Argeș. A pus că a început și campionatul nostru. Acum, dacă nu va câștiga cu Petrolul, trebuie să luăm la mișto Mihai Stoica? Da. Să și sfârșit campionatul. Da. Eu cred că Helmut Duc Adam, aici oricum el a spus ceva de suflet, deci arată că ține la această echipă cu care niciun alt jucător din generația 86 nu ține. Nu, și nu se identifică. Da. Ba din potrivă, deci, sunt unii foarte, foarte hotărâți, foarte vehemenți. Agresiv, da, care o desfințau pe FCSB și așa mai departe. Ei bine, dar Helmut Duc Adam, chiar și dacă spunea o prostie, adică chiar dacă era, mă, după, dacă ai trăit momentul ăla din 86, eu l-am trăit. Deci pare ireal, pare tot ceva dintr-un înțeleg. Film Marvel, adică care din ăsta nu se va mai întâmpla. Cu supereroi, cu ăsta, cu zboară, ceva prin că, așa ceva nu mai putem să ne imaginăm că s-ar putea întâmpla. Apropo de chestia și asta, să-l iei la mișto pe omul ăla care ne-a produs o fericire cum doar Cristi Borcea n-a trăit, că și-a aruncat televizorul pe geam, dar în rest toți ăștia care eram normal la cap, că eram steliști, că eram de unde eram, de la Cuca Măcăi, păi n-aveai cum să nu fii fericit, erau niște români în întunericul ăla din 86 care s-au dus pe Dita mai Sanchez Pizjuan împotriva Barcelonei și au făcut ce au făcut cu omul ăsta care a fost nu, ca el, din basme. Erou, erou da, meciului, și erou serii mișto, și unul din eroii competiției, mă, în toată istoria. În toată istoria acestei competiții care așa are cum, tot ce s-a întâmplat așa în fotbalul european. Eu am trăit mondial. Copil fiind nebunia pe care a făcut-o Țălna la Hamburg pe terenul de ținătoare cu pe campionul. Păi dacă vrea Țălna să mănânce niște aripi, adu-i mă toate aripile care există pe lumea asta. Cum ai că să faci mișto că a mâncat Cornel Țălna niște aripi la Dinamo după meciul ăla de la Hamburg, când mi s-a părut iarăși ireal. Deci ne strivea Hamburg și el a plecat așa cu pletele alea, dacă ți-l aduce aminte, Daniel. De și s-a cum? Dus și, da. Și a dat golul ăla care ne-a readus la viață și pe aceea Dinamo a eliminat-o pe Hamburg. Cum să faci mișto de acești oameni când noi am ajuns să ne bată ultimii desculți ai Europei să ne umilească, nu să ne bată. Să te bată. Cu cât pe niște să te oameni bată, care au făcut niște lucruri de nici nu putem imagina că se vor mai întâmpla. La fiecare finală de Champions League, UEFA organizează un muzeu al competiției. Bă, cred că din, nu știu, am fost la 7-8 finale, 9, nu mai știu, 80% din cazuri era ceva legat de Steaua sau de Duc Adam. Și Mihai Stoica nu era acolo? Muzee. Mihai Stoica nu era acolo muzeu? Bă, uite, s-ar putea să fi fost, dar nu l-am văzut. S-ar putea să fi avut această scăpare. Dar să știi totuși, în zona unde era de Steaua, nu era. Nu știu dacă... Poate pe la oțel, nu știu. Am înțeles că a făcut istorie și în fotbal. A jucat fotbal mult de tot. Da. Și Mihai Stoica. Adică, bă, să îl iei la mișto. Și vrei să spun ceva? O mișto de ăsta, destul de neclar. Neclar, da. În loc să ducă cu un doliu în piept, să ducă la emisiune acolo, să, băi, domnule, eu sunt doliu, am pierdut cu 5-0, așa a vrut patronul, nu comentez despre Duc Adam, ok, omul i s-a rupt inima, asta e, sau ce a zis, i s-a rupt adică sufletul. Târnovanu sau Oaidă, care au trăit acea umilință pe teren, mă, nu le venea să facă mișto de cineva după acea partidă. Și au dat seama cât de mare a fost rușina și ai văzut, am văzut și în declarațiile de mai devreme, nu știau cum să mai spună că le este rușine. Dar Ion Alexandru mi-a adus aminte pe parcursul meciului când am comentat cu el Silkeborg cu FCSB că la finalul partidei din Israel, Alex Borceanu a plâns. Deci după ce trăiești așa ceva, mă, cam asta este reacția. Plângi dacă chiar îți pasă. Adică nici Borceanu cred că se gândea să le ia la mișto pe nu știu cine în acele momente. Cert că nu se gândea la asta. Da. La Haifa vorbești, nu? Da, la Haifa, da. Când au pierdut cu Maccabi. Și reacția asta vine de la un om care a avut niște semi-performanțe cu FCSB în cupele europene prin... Este un om care își are numele legat fără îndoială exact. De momentele de glorie. Dar și alături de Duc Adam în club, atenție! Și alături de Duc Adam în club.
pună această imagine a fotbalului occidental la care trebuie să ne raportăm și nu pot să-mi imaginez, nu știu, Butragueño sau Rush. Nu mă, la orice sau, echipă, bineînțeles. Cezare, Maldini, că... să fie luați la mișto în asemenea hal de un oficial al clubului la care au devenit legende. Nu, nu. N-am auzit asta. A venit cineva și a comentat la acea postare a lui Helmut Ducmadan și a zis, băi, tu oricum n-ai făcut nimic în afară de acele penalte. Deci cum, frate, adică, ok, ai apărat 4 penalturi consecutive într-o final de coaie, dar ce ai făcut tu altceva în afară de asta? Îmi spunea Alin Buzărin, că eram cu el în redacție, că îi ziceau așa și lui Edmund Hillary. Bine, mă, tu te-ai urcat, tu ai fost primul care te-a urcat pe ăla cel mai înalt vârdiun. Dar în afară de asta, ce ai mai făcut, mă? Mai este un lucru aici, să vin în completare, da, și văd suporterii celor de acestea care îl înjură pe Ducadan pentru că și-a vândut mănușile, că a trădat, că și-a vândut mănușile. Păi, ok, mă, omul a trecut prin niște probleme pe care le știm cu toții. Când ți-e foame, îți vin șaia de pe tine să trăiești. N-ai ce face. Da. Dar oamenii, na, ăștia sunt oameni. Pauză de publicitate acum și ne întoarcem cu alte comentarii aici în emisiune. Ne-am tot la ora exactă în sport și așa cum am mai spus pe parcursul acestui program, la București are loc maratonul, care are deja o istorie de 15 ani. Astăzi și mâine au loc diverse curse sub egida acestui maraton de la București. Mergem din nou la fața locului, să spunem așa, pentru a afla noi detalii despre cursele care au loc cu ocazia maratonului de la București. Cum sunteți? Este bine? Totul bine? Ridicați un ok dacă totul e bine! Așa! Okay. Bună dimineața din nou de aici, din Piața Constituției, de la Bucharest Marathon, un eveniment care în acest weekend se desfășoară cu un număr de 15.000 de participanți care vor trece linia de start la toate cursele pregătite. Astăzi au loc aici în Piața Constituției cursele necompetitive. Este vorba despre cursa populară cu scaune rulante și cursele pentru copii. Copii cu vârste cuprinse între 0 și 12 ani. În acest moment, dacă ne uităm puțin în piață, vedem că la linia de start se pregătesc să alerge fetele cu vârste cuprinse între 6 și 7 ani. Sunt acolo entuziasmate, emoționate, așa cum sunt copiii de fiecare dată înaintea unei probe și, dacă nu mă înșel, startul îl dă chiar Alex Corneschi, pe care l-am remarcat acolo. Da, exact, și el aleargă cu fetele. Ce frumos! Este așadar ziua în care ne bucurăm de alergare, ne bucurăm de vreme frumoasă, avem 20 de grade, o zi absolut superbă de toamnă în București, numai bună de ieșit pe stradă, de alergat pentru cei care alergă, iar cei care nu alergă să stea pe marginea traseului și să încurajeze pentru alergători, să le transmită cuvinte frumoase, să cânte, să aplaude, să fie alături de ei, pentru că au nevoie de încurajări. Maratonul București se află astăzi la cea de-a 15-a ediție. Este o ediție aniversară, Running Versary. Am alintat-o pentru că sunt 15 ani de când inspirăm generații să facă mișcare, de când susținem ONG-uri, promovăm și susținem turismul local, oferim siguranță și inovație în sustenabilitatea evenimentelor de participare de masă. Este un eveniment care reunește iubitori ai sportului de absolut toate vârstele și, dacă mă uit un pic pe istoricul maratonului, vom constata că cel mai tânăr participant avea 43 de zile, iar cel mai vârstnic 83 de ani. În toți acești 15 ani, 124.600 de alergători au luat startul uneia dintre curse, dintre care 36.000 de alergători erau copii. Au participat 85 de țări, am avut și un record de curse la categoria bărbați de 2 ore, 10 minute și 49 de secunde la ediția din 2019. Numărăm 8.000 de voluntari, este un număr fantastic pentru cei care vor să se implice, vor să dea o mână ajutor în acest eveniment.
și de-a lungul timpului 1,5 milioane de euro s-au strâns de către ONG-urile asociate Maratonului București. Pentru că Maratonul București înseamnă pe lângă alergare, pe lângă iubirea de mișcare, pe lângă iubirea de a fi împreună cu ceilalți, de a ne bucura de un oraș cu traficul oprit, înseamnă și sprijin pe care îl acordăm celor care au nevoie. km aleargă micuții pe care îi vedem acum. Este o distanță nu mică, nu mare, dar o distanță, sunt sigură, considerabilă pentru acești scumpici pe care îi vedem acum. Mâine trebuie să știți că de aici, din Piața Constituției, se va da startul probelor competitive. Vorbim despre proba de 10 km, proba ștafetă, semimaratonul 21 de km și, desigur, proba vedetă a evenimentului maratonul 42 de km. Atât deocamdată de aici, din Piața Constituției. Ne revedem mâine, începând cu ora 7 dimineața, vom fi aici prezenți la Sport Expo. Pe curând! Am văzut și finish-ul această cursă foarte frumoasă, am văzut primii copii care au trecut linia de sosire. Sigur că la un astfel de maraton cu toții sunt câștigători, la o astfel de cursă, imagini foarte frumoase, cu diverse categorii de copii care participă. Sigur că mâine vor fi cursele pentru cei mai buni competitori, inclusiv cursa de 42 de kilometri. Acum însă să vedem startul cursei pentru Euro. Selecționerul Edi Ordănescu și directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, au plecat în Germania, la Frankfurt, pentru tragerea la sorți, care va avea loc mâine pentru grupele preliminare ale campionatului european. Îl ascultăm pe Mihai Stoichiță, care a făcut declarații interesante înainte de această plecare. Cu ce speranțe la această tragere? Cu speranța calificării, înțelegi? Ce speranțe? Să dea Dumnezeu să cădem bine. Ce înseamnă bine, nu mai îmi dau seama. Că... Asta vreau să vă întreb. Ce înseamnă bine? Pe cine ați vrea totuși să evitați? Nu, nu vreau să mă gândesc. Nu mă întrebați. Nu, n-am preferințe, nu fac calcule. Cred că trebuie să ne uităm mai mult în momentul în care suntem la echipa noastră. Și atât. Nimic altceva. Are Edi Ordănescu vreun obiectiv fix de această dată? Păi are calificarea, nu? Calificarea, clar, este un obiectiv pentru... Pentru ce a rămas Edi? Să califice echipa. Ăsta e obiectivul lui. E normal să fie așa. Toată lumea spune de Ungaria. România ar vrea să pice cu Ungaria în grupă. Dar nu știu dacă ne-a rămas. N-ar fi rău cu Ungaria. Eu zic că ar fi bine cu Ungaria. Ar fi o motivație, nu? Poate e așa... Nu e vorba numai de motivație, dar nu cred că este mare diferență între noi și unguri. Chiar dacă ei în ultima vreme au avut performanțe mai bune decât noi. Dar nu cred că e fotbalistic vorbind, nu cred că e așa o mare diferență între noi și unguri. E momentul să aibă Naționala un restart așa, să o ia de la zero, poate să schimbe și o generație? Eu sper că restartul să fi fost ultimele două meciuri. Și de acum încolo să fie o normalitate. Nu să mai fie un restart, să fie o normalitate. Asta este tot ce îmi doresc. Restartul cred că a avut loc. Câte restarturi să dăm? Ăsta să fie ultimul, nu? Ăsta a fost restartul, cred eu. Finlanda și Bosnia. Am văzut că putem. Ne-am demonstrat nouă înșine că putem. Fotbaliștii lor și-au demonstrat, antrenorii și-au demonstrat că avem o echipă care poate. E, atunci nu trebuie să-ți lipsească încrederea în viitor.
Echipele românești în cupele europene, nu știu, va dezamăgi FCSB-ul măcar ca scor, nu știu. FCSB-ul și-a asumat ce a făcut. Și-a asumat dinainte de meci, au și spus, probabil că pentru ei prioritar e campionatul. Și pentru fotbalul românesc, cum se vede lucrul ăsta? Scorul? Mă, am trăit și o chestie de asta pe vremuri la FCSB, până la Steaua era atunci, în care tot așa am lăsat pe planul 2 competiția europeană. Dacă țineți minte, cu Șerif, cu Twente, cu Fenerbahce în 2009-2010, în al doilea mandat, când am fost la Steaua. Ei și-au asumat treaba asta, pentru că probabil că doresc foarte mult în plan intern. Și atunci au făcut-o. Clujul, în schimb, situația cu totul alta, dansul presiune și a întors așa, dintr-o dată, toată presiunea care se punea pe el a dispărut. A revenit la scorul favorit. Nu contează. Are șanse la calificare în primăvară. Asta e cel mai important. Și a făcut socotelele bine. E bun contabil. Ultimul restart. Pe vremuri era un film, nu-i așa, Daniel, Ultimul cartuș. Acum vorbește Mihai Stoichiță despre Ultimul restart, adică câte restarturi să mai dăm, spune el. Ăsta este Ultimul restart cu Bosnia-Herzegovina și Finlanda și spune el, de acum să devină o normalitate astfel de rezultate pentru echipa națională. Alin. Păi da, pentru că va deveni o normalitate în Liga 3-a din Liga Națiunilor când vom mai juca. Pentru că vom bate Gibraltar, Liechtenstein, sper eu să batem. Legat de declarația lui, domnului Stoichiță, părea așa nedumerit, nu prea știa unde se duce, ce se întâmplă, ce rost mai are să ne facem calcule. Păi ce rost mai are să stați acolo la federație dacă nu mai are rost să ne facem calcule, nu mai are rost să ne gândim la nimic. N-avem un plan, pare că nu există un plan, doar că, bun, Eddie, hai, gata, ți-ai dat restart, ultimul restart, astea au fost două meciuri în care ți-ai dat restartul magic. Dar acum încolo totul cade pe tine. Păi stai, unde, Mihai Stoichiță, ce ai făcut de când ești la federație cu Răzvan Burleanu? Ceva concret. Uite, eu, Mihai Stoichiță, am făcut asta. Mai spune ceva despre mine, hai. N-am făcut nimic, doar că a dus Naționalul Ră 2, Under 21, a dus-o la Europeanul acela din 2019, dacă nu mă înșel, și cu Mutu tot Under 21. Dar băieții ăștia de la Under 21 nu justifică în momentul ăsta, nu joacă nicăieri, nu fac nimic nicăieri. Ei sunt invizibili. Ceea ce înseamnă că nu există un progres cum trebuie, un progres constant, un progres corect. Și aici, iarăși, este o problemă a federației. Daniel, ce așteptări ai de la această campanie de calificare? Sper ca România să ajungă la Euro? Dacă Edi are norocul lui Anghel Iordănescu la tragerea la sol să pici, nu știu, din urna a doua cu Finlanda, poate Israel, sper. Dacă nu, nu. Să-l salutăm pe fostul jucător al echipei naționale și al Universității Craiova, Pavel Badea. Salut, Pavel! Bună ziua, domnilor! Craiova traversează o perioadă foarte slabă, 3 înfrângeri consecutive în deplasare, fără vreun gol marcat de Universitatea Craiova în această serie. Cum ai trăit această experiență? Cu tristețe. Toți cei care iubim echipa și aveam așteptări mari de la grup, suntem decepționați. Cred că echipa, în urma condițiilor pe care le-a pus la dispoziție, în urma organizării, în urma tot ceea ce se face pentru a se duce la rezultate pozitive, nu este pe drumul cel bun. Sper să se trezească cât mai rapid, pentru că altfel, vă spun, obiectivul cel mai important al sezonului este cel de primele 6. Și se poate să avem o nereușită. Pentru că, hai să fim realiști, ieri aseară s-a jucat bine. Deci echipa a jucat, din punct de vedere a ceea ce ne dorim noi, aproape de bine. Chiar foarte bine. Din nefericire, nu am concretizat ocaziile și nu am fost învingători, din nefericire. Mirel Rădoi a fost foarte nervos, foarte revoltat la conferința de presă de după. A vorbit despre posibila sa plecare, deși el spune că la un moment dat poate că la acest club se va întâmpla ca jucătorii să înceapă să plece și nu antrenorul. Sunt de acord cu el.
nu cred că Mirel este problema. Cred că este un antrenor profesionist care își face treaba corect, este oltean de al nostru și este dornic de performanță. Da, are dreptate, sunt de acord cu el și pe cea de-a doua parte a ceea ce a spus dumneavoastră acum, că s-ar putea ca unii dintre jucătorii actuali să fie blazați, plafonați, poate chiar unii dintre ei lipsiți de valoare pentru obiectivele pe care noi le-am propus. De aceea, cred că în iarnă ar trebui să se ia măsuri ce vizează aducerea de sânge proaspăt, de reîmprospătarea a lotului cu fotbaliști care doresc performanță, care nu sunt blazați, pentru că, din punctul meu de vedere, cam asta este ceea ce se întâmplă în momentul actual. Ar trebui lăsat Rădoi până la sfârșitul campionatului, deși el spune că nu vrea să fie pe locul 7-8, să fie în afara play-off-ului? Este clar că nu se poate mulțumi cu locul 7-8-9 sau mai încolo. Nu, este clar că în momentul actual condițiile pe care echipa le are, că tot ceea ce reprezintă acest club în ultimii ani ne duce pe premisa de a fi tot timpul în primele trei. Dacă în anii trecuți am rezolvat și am fost acolo, anul ăsta simt că ne lipsește ceva. Nu știu ce, dar ne lipsește și nu putem să o dăm tot timpul doar pe factorul șansă. Că nu factorul șansă este cel care te duce în play-off. Te duce, până la urmă, valoarea jucătorilor, te duce organizarea, te duce seriozitatea jucătorilor, concentrarea lor. Mirel zicea aseară că ar trimite jucători la echipa a doua, dar n-are cu cine juca la prima și care aștepta iarna. Crezi că e o problemă și de lot? Dacă el spune asta, având în vedere că este cel mai aproape de grup în momentul actual și are o imagine reală a valorii lotului, eu sunt alături de el și îl susțin. Însă, v-am spus, din nefericire, în ultimele meciuri din vară, mai exact, parcă ne lipsește ceva, nu știu ce. Cred că o agresivitate mai mare, cred că o concentrare mai mare pe faza ofensivă, pentru că s-a văzut, ajungem în fața porții, suntem aproape de a concretiza, dar acest aproape nu este suficient pentru a obține punctele puse în joc. Și victoriile aduc victorii. Este clar că dacă joci bine și pierzi, nu te satisface ca și performanță. Agresivitatea n-ar trebui să fie o problemă totuși, avându-l, știindu-l și văzându-l pe Mirel inclusiv aseară, mă gândesc. Este clar că, din ce văd, parcă antrenorul are mai multă agresivitate decât jucătorii, din nefericire. El trebuie să găsească soluția și să le transmită din răutatea, din agresivitatea, din dorința lui celor care nu au înțeles că joacă la Universitatea Craiova. Universitatea Craiova este renumită prin spiritul pe care îl arată în lupta cu antresorul, prin dorința de performanță, prin dorința de victorie. Este specifică regiunii noastre, vor, din momentul în care, să zicem, a început acest tur de campionat, parcă acest cel mai important aspect a fost pierdut. Asta este impresia mea. Pavel Badea, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Să ai o zi frumoasă în continuare. Și eu vă mulțumesc. La revedere. Din nou în emisiune și suntem acum în legătură directă video cu Ana Maria Popescu de la site-ul sport.ro, care ne spune lucrurile importante în acest moment de pe site. Bună din nou, Ana Maria! Bună din nou! Gică Popescu a vorbit despre Eduard Iordănescu după meciurile dezastroase din Nations League, după rezultatele dezastroase din Nations League. A spus că acesta ar fi trebuit să-și dea demisia imediat după meciul cu Bosnia, deși România a câștigat, pentru că în urma rezultatelor România, după cum bine știm, a retrogradat în Liga C, a spus că trebuia să-și dea demisia, iar apoi federația ar fi trebuit să-i spună ne-a plăcut cum a arătat naționala în ultimele două meciuri și ne dorim să continui, însă el ar fi trebuit să fac acest lucru, să-și semneze demisia. A spus și faptul că, vorbind despre performanță, echipele române s-au calificat într-un play-off al cupelor europene, atunci înseamnă că nu știi ce este aia performanță, Edi. Asta a fost replica lui Gică Popescu. I-a atacat și pe cei din federație. Vedeți pe sport.ro toată declarația. Daniel, la un moment dat Gică Popescu și Anghel Iordănescu au invitat așa într-un război rece, pentru că Anghel Iordănescu a ales să lucreze cu actuala administrație a Federației Române de Fotbal. Crezi că acest război rece continuă și
la adresa lui Edi Iordănescu? Războiul rece, din ce știu eu, nu e în urma faptului că a rămas Anghel Iordănescu pe celebrul episod al când Gigi Popescu a fost arestat alături de Răzvan Burleanu. Între ei a fost ceva personal. Au avut ei de reglat ceva personal. Adică n-a fost, cel puțin așa a susținut Gigi Popescu. Nu-mi dau seama, nu știu, nu cred că Gigi Popescu are pranchiună pe familia Iordănescu încât să-l pândească pe Edi la fiecare, la fiecare eșec. Cred că declarația e ok. Repet, au avut obiectiv, nu? Primele două locuri și a ieșit pe patru, nu? Într-o grupă, nu știu dacă nu cumva cea mai lejeră grupă din Liga B a Nations League, nu? Corect. Cred că a fost cea mai ok, așa, adică în care chiar puteai, adică, puteai dacă... să iei, o normală, ce pretenții dacă avem noi, strângi... puteai să iei și locul 1. Care să-ți dea, scuză-mă. Dacă sunt cele trei națiuni care au fost cu noi în grupă, nu te apropii, nu știu, de jumătatea populației României, dar na, ce putem spera noi de la o asemenea grupă, nu? Da. Să terminăm pe ultimul loc. Ne bucurăm că am bătut, repet, echipa Bosniei venită de pe primul loc, fără să mai aibă, ei nu mai puteau avea niciun obiectiv, nu? Ana Maria? Petri Grigoraș a vorbit despre înfrângerea FCSB-ului, umilința din Danemarca. Acesta a spus că și-au terfelit imaginea în cupele europene. Nu înțelege asta, însă crede că decizia a fost luată de comun acord cu conducerea. Și a spus că parcă s-a uitat la o meci a lui Silkeborg cu Axiopolis Cernavodă, echipa din Liga 4 pe care o pregătește chiar el. A fost o declarație tare interesantă din partea lui Petri Grigoraș. O vedeți pe toată pe sport.ro. Adevărul este că aceeași senzație am trăit-o și eu și am și spus pe parcursul meciului că felul în care reușeau din 2-3 pase cei de la Silkeborg să ajungă imediat în careu cei de la FCSB sugera o partidă cu o echipă din San Marino, din Andorra, ceva de genul acesta. Adică, ok, primești 5 goluri. Mă, dar acolo arăți un pic de densitate, de consistență în joc, dar efectiv intrau ca în brânză la fiecare atac. Poate era și datorită covorului, datorită covorul pentru ei și din cauza pentru noi, știi? Covorul fermecat, poate covorul era fermecat. Canalatin, nu? Dar atunci când jucătorii, ok, ai ținut așa numiții titulari acasă, ai ținut, dar ai avut în teren Miculescu, Octavian Popescu, băieții ăștia doi care fac milioane și miliarde de euro, ăștia trebuia un pic să se facă diferență, nu mult. Trebuia să fie măcar o pasă care să zici, bă, băiatul ăsta putea mai mult, dar n-a avut cu cine astăzi. Băieții ăștia doi trebuia să facă un pic diferența în față. Deși noi nu prea aveam ce face în față, că nu am prea ajuns pe acolo. Și în apărare nu mai are rost să vorbim. Mihai Stoica ne-a spus după meciul de la Stavanger că de asemenea Octavian Popescu a fost praf și pulbere, că n-am înțeles noi rolul pe care l-a avut pe teren, acela de a-l bloca pe mijlocașul central Sulbakan de la Viking. Poate că nu ai prins rolul lui Octavian Popescu din această partidă, Alin. Bine, Octavian Popescu are și un corp de invidiat încât poate bloca orice adversar. Adică el este așa și un pic de mijlocaș la închidere. Are tente de astea de mijlocaș și bagă foarte multe alunecări. Și e un băiat care să ia la trâtă cu oricine acolo. Nu e o problemă. Hai să fim serioși. Octavian Popescu e doar pentru faza ofensivă. Atunci când vine și în apărare e un plus. Este un plus. Dar nu este pentru asta. Și nu poți să-l pui pe Octavian Popescu să țină un adversar strict. Ana Maria? Haaland și-ar fi găsit nașul dacă s-ar fi apucat de fotbal în urmă cu mai mulți ani și ar fi fost mai în vârstă. Ei bine, Alessandro Nesta afirmă cu siguranță că l-ar fi putut opri fără probleme pe atacantul norvegian pentru că el s-a duelat cu Ronaldo, brazilianul, care era altceva. Asta în contextul în care a spus, am jucat și împotriva lui Messi și a lui Cristiano Ronaldo, dar Ronaldo, brazilianul, era cu siguranță altceva. A spus și cum l-ar fi putut opri pe Haaland. Vedeți pe sport.ro declarația lui Nesta. Am ajuns la final de program. Ana Maria Popescu, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Daniel Nanu, Alin Grigore, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ora exactă în sport. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă invităm aici pe Pro Arena de la ora 16 pentru a vedea un program foarte spectaculos în care prezentăm toate fazele importante din etapa a treia, din faza grupelor din Europa League și Conference League. Să aveți o zi frumoasă în continuare!